Capitolul 12. Zborul interstelar. Viteza luminii. Cel mai îndepărtat obiect vizibil din sistemul nostru solar este planeta Pluto. Știm că există comete care ajung mult mai departe decât Pluto, poate miliarde de comete care se rotesc în jurul Soarelui, mult dincolo de orbita lui Pluto. Cu toate acestea, nu a fost observată niciodată vreo cometă dincolo de orbita lui Pluto și nici măcar dincolo de orbita lui Saturn. Putem deci considera orbita lui Pluto ca fiind egală în diametru cu sistemul solar vizibil. Dimensiunile acestui diametru depășesc cifra de 11,8 miliarde de kilometri. E o distanță enormă. Diametrul sistemului solar vizibil este de 80 de ori mai mare decât distanța de la Pământ la Soare. Și totuși, distanța până la cea mai apropiată stea, Alpha Centauri, este de 3500 de ori mai mare decât acest diametru. Dacă am comprima sistemul solar, astfel încât orbita lui Pluto să corespundă cu ecuatorul Pământului, scară la care Pământul s-ar găsi la 160 de km de Soare, Alpha Centauri s-ar afla la aceeași distanță cu Venus, în momentul apropierii maxime dintre ea și Pământ, nu uitați, Alpha Centauri este cea mai apropiată stea. Drumul până la Sirius este de 2 ori mai lung, până la Procyon de 2,5 ori mai lung, până la Vega de 6 ori mai lung, până la Arcturus de 9 ori mai lung, până la Rigel de 100 de ori mai lung. Putem privi și altfel aceste distanțe. Gândiți-vă la viteza luminii și la viteza de propagare a radiațiilor electromagnetice, raze X, unde radio și așa mai departe, viteză egală cu 299.792,5 km pe secundă. E o cifră importantă, întrucât cel mai rapid mod de comunicare se bazează pe utilizarea radiațiilor electromagnetice. Nu cunoaștem niciun fel de alte semnale cu propagare mai rapidă. Lumina are nevoie de 1,25 secunde pentru a parcurge distanța de la Pământ la Lună. Asta înseamnă că atunci când un pământean vorbește cu un astronaut aflat pe Lună, primul răspuns va sosi după cel puțin 2,5 secunde, chiar dacă astronautul începe să răspundă în clipa în care a terminat recepția întrebării. Dacă definim secunda lumină drept distanța pe care o poate parcurge lumina într-o secundă, atunci Luna se află la 1,25 secunde lumină de Pământ. Lumina are nevoie de 10,93 de ore pentru a străbate o distanță egală cu diametrul orbitei lui Pluto. Dacă ne imaginăm câte o așezare spațială, la fiecare dintre capetele diametrului orbitei lui Pluto, orice tentativă de comunicație ar duce la o lungă așteptare a răspunsului. Cei care au pus întrebarea nu pot primi răspunsul în niciun caz în mai puțin de 21,86 de ore. În consecință, putem afirma că diametrul sistemului solar vizibil este egal cu 10,93 ore lumină de 10,93 ori distanța pe care o poate parcurge lumina într-o oră. Folosind acest sistem de referință, se poate spune că Alpha Centauri, cea mai apropiată stea, se află la 4,4 ani lumină, adică la o distanță de 4,4 ori mai mare decât cea pe care o poate parcurge lumina într-un an. Dacă un pământean ar trimite un mesaj în direcția unei planete care se rotește în jurul stelei Alpha Centauri și dacă destinatarul ar răspunde chiar în clipa recepționării mesajului, pământeanul nostru ar avea de așteptat 8,8 ani până să primească răspuns. Dacă vorbim despre alte stele, știm că Sirius se găsește la o distanță de 8,63 ani lumină, Procyon la 11,43 ani lumină, Rigel, o stea relativ apropiată, la 540 de ani lumină. Ar trebui să așteptăm mai bine de 1000 de ani pentru a primi un răspuns de pe o planetă care se rotește în jurul stelei Rigel. În aparență, toate aceste cifre nu au nicio legătură cu zborurile interstelare. Dacă luminii îi trebuie 4,4 ani pentru a ajunge până la Alpha Centauri, nu ar trebui oare să accelerăm până la o viteză mai mare decât a luminii, să ne depășim propriile semnale și să ajungem la destinație cu mult înaintea luminii? Din păcate, așa cum a arătat în 1905 Albert Einstein, 1879-1955, autorul teoriei relativității, în acest caz ne referim la teoria relativității restrânse, niciun obiect material
Adică un obiect care are masă nu poate depăși viteza luminii. Einstein a stabilit această limită din motive pur teoretice, enervând și atunci, ca și azi, multă lume convinsă de justețea absolută a bunului simț și totuși avem de-a face cu o afirmație perfect valabilă. Caracterul de limită al vitezei luminii a fost verificat prin nenumărate experiențe și observații. Nu avem niciun motiv să-l punem la îndoială atunci când avem de-a face cu materia și cu universul pe care le cunoaștem. Bunul simț, din cauza căruia acceptăm foarte greu această limită, nu face decât să confirme caracterul superficial al experienței noastre cotidiene. Știm că un obiect se poate deplasa din ce în ce mai repede și tot mai repede, cu condiția să-i aplicăm un impuls suficient. A doua lege a mecanicii, formulată de Newton, spune clar acest lucru și adaugă un detaliu. Un impuls este întotdeauna proporțional cu viteza obținută prin acțiunea sa, indiferent de viteza inițială a obiectului. Așadar, am putea face un obiect să atingă viteze din ce în ce mai mari, cu condiția să-i mai imprimăm câte un impuls. În condiții obișnuite, cele mai atente observații și măsurători concordă cu această lege. Asta se întâmplă însă numai fiindcă avem de-a face cu obiecte a căror viteză reprezintă o fracțiune infimă din viteza luminii. În aceste condiții, legea a doua a lui Newton rezistă la orice măsurători, iar bunul simț deține supremația. Dacă aplicăm unui obiect un impuls și îl facem să atingă o anumită viteză, aplicarea unui al doilea impuls egal cu primul nu va duce la o creștere a vitezei perfect egală cu cea anterioară. O parte din forța impulsului contribuie, ce e drept, la mărirea vitezei, dar o parte contribuie la mărirea masei obiectului. La viteze obișnuite, partea impulsului care contribuie la mărirea masei obiectului reprezintă doar o fracțiune infimă a forței totale și este practic imposibil de detectat. Odată cu creșterea vitezelor, o parte din ce în ce mai însemnată a forței contribuie la mărirea masei și o parte din ce în ce mai mică a forței contribuie la mărirea vitezei, așa cum ne asigură o formulă matematică elaborată de Einstein. Când vitezele ajung suficient de mari, începem să observăm că cea mai mare parte a forței contribuie la mărirea masei, doar o fracțiune contribuind la mărirea vitezei. E momentul în care observăm că nici legea a doua a lui Newton, nici bunul simț nu mai sunt valabile. Savanții au început să aibă de-a face cu obiecte a căror mișcare este destul de rapidă pentru a pune în evidență micile imperfecțiuni ale legii a doua abia pe la începutul acestui secol. Obiectele rapide cu pricina erau particulele subatomice. Studiul detaliat al acestor minuscule obiecte a confirmat corectitudinea relația dintre forță și viteză cuprinsă în ecuațiile lui Einstein. Atunci când viteza unui obiect se apropie de viteza luminii, din forța aplicată asupra obiectului, mai nimic nu contribuie la creșterea vitezei. Aproape toată forța contribuie la mărirea masei. Obiectul aflat în mișcare devine mult mai masiv, dar câștigă foarte puțin în viteză. În cele din urmă, chiar dacă aplicăm obiectului în mișcare o forță infinită, nu vom reuși decât să-l facem să aibă o masă infinită și să atingă o viteză egală cu viteza luminii. Toate astea înseamnă că, presupunând că am avea la îndemână o forță magică care să ne permită să accelerăm până la această viteză maximă într-o clipă, tot am avea nevoie de 4,4 ani pentru a ajunge la Alpha Centauri. Dacă am putea apoi să frânăm într-o clipă la viteza 0 km pe oră, să facem un viraj de 180 de grade, să accelerăm din nou imediat până la viteza maximă, tot ne-ar trebui 8,8 ani pentru zborul dus-întors. În realitate, accelerarea până la o viteză foarte mare ar trebui să dureze foarte multă vreme, nu de alta, dar corpul omenesc nu rezistă decât la accelerații relativ modeste. Apoi, ar fi nevoie de tot atâta vreme pentru a frâna în vederea debarcării pe o planetă din sistemul Alpha Centauri. Necesitățile de accelerație și frânare lentă ar mai adăuga un an la durata totală a zborului spre o stea, chiar dacă ar fi să călătorim tot drumul cu viteza luminii. Să mai adăugăm un an pentru drumul înapoi și încă un an petrecut pe planeta pe care o explorăm. În acest fel, dacă apreciem durata zborului în raport cu accelerația, frânarea și explorarea, timpul necesar unui zbor dus întors spre o stea este egal cu durata totală a distanței lumină
plus încă 3 ani. O călătorie până la Alpha Centauri, explorarea sistemului ei planetar și drumul înapoi ar dura 11,8 ani și aceasta mi-aș permite să repet până la Alpha Centauri, care este cea mai apropiată stea. După cum vom vedea, durata foarte mare a accelerației și frânării, ca și atingerea unei viteze atât de ridicate, implică serioase dificultăți, ceea ce ne face să credem că zborurile interstelare ar putea pune în încurcătură chiar și cele mai avansate civilizații și tehnologii. Așa cum mi-am permis să afirm într-un capitol anterior, acesta este motivul logic pentru care Pământul nu a fost vizitat, imposibilitatea vreunei civilizații de a efectua cu succes zboruri interstelare. Poate că nicio civilizație extraterestră nu a reușit vreodată să intre în contact direct fizic cu o altă civilizație, tocmai din cauza uriașelor dificultăți ridicate de zborul interstelar. Poate că toate civilizațiile vor rămâne pentru totdeauna îngrădite, limitate la propriul lor sistem planetar. Și poate că și noi suntem condamnați pe vecie, la exil, în propriul nostru colț de univers. Dincolo de viteza luminii. Să nu cedăm însă prea ușor. Poate că există vreo posibilitate de a învinge limita impusă de viteza luminii. Spuneam ceva mai devreme că nu există niciun motiv rezonabil de a pune la îndoială existența limitei impuse de viteza luminii atunci când este vorba despre materia și universul pe care le cunoaștem. Am putea oare bănui că există o materie pe care nu o cunoaștem sau aspecte ale universului care ne sunt necunoscute? Limita vitezei luminii este valabilă pentru obiectele care, atunci când se află într-o stare de repaus relativ, în raport cu întreg universul, posedă o masă. Printre aceste obiecte putem include toate particulele subatomice care ne compun și pe noi, navele și lumile noastre. Toate aceste particule sunt obligate să se deplaseze la viteze mai mici decât viteza luminii și doar o forță infinită le poate face să atingă viteza luminii. S-ar părea că această afirmație este atot cuprinzătoare, dar nu e așa. Există obiecte care nu au masă sau nu ar avea masă dacă s-ar găsi într-o stare de repaus relativ în raport cu întreg universul. Printre asemenea obiecte cu masă de repaus zero se numără fotonii, unitățile radiației electromagnetice, gravitonii, care sunt cel puțin teoretic, unitățile forței gravitației și, în cele din urmă, o serie de diferite particule elementare, cunoscute sub numele de neutrino. Toate particulele cu masă de repaus zero trebuie să se deplaseze întotdeauna în vid, cu o viteză identică cu viteza luminii, nici mai mult, nici mai puțin. Vorbim despre viteza luminii, tocmai fiindcă lumina este compusă din fotoni care se deplasează cu această viteză. Dacă particule elementare cu viteze de deplasare mai mici, particule care au masă, interacționează într-un mod care duce la formarea unui foton, acesta atinge viteza luminii, practic instantaneu, fără să existe un interval de timp perceptibil în care fotonul să accelereze. Tot așa, atunci când un foton este absorbit de o particulă cu masă, viteza sa dispare dintr-o dată, fără a putea fi perceput intervalul de timp în care s-a produs frânarea. S-au făcut unele speculații privind posibilitatea transformării tuturor particulelor cu masă ale unei nave cosmice, inclusiv cele care constituie echipajul și pasagerii, în diverse tipuri de fotoni, fără a mai avea nevoie de accelerare și fără a mai consuma energia necesară a acestei accelerări, fotonii s-ar deplasa cu viteza luminii. În mod normal, ei ar porni în toate direcțiile, dar ne putem imagina transformarea în fotoni efectuată în condiții care ar duce la o rază de lumină, precum cea a laserului. Raza ar mișca toți fotonii în aceeași direcție, de exemplu spre Alpha Centauri. Atunci când fotonii ar ajunge la Alpha Centauri, ei ar fi transformați din nou în particulele originare, proces care ar exclude frânarea și cheltuiala de energie legată de aceasta. S-ar părea că folosind această metodă, orice navă cosmică, pornită într-un zbor dus întors spre o stea, ar economisi anii pierduți cu accelerația și frânarea, fără a mai pomeni economiile uriașe de energie. Există și dezavantaje. În primul rând, s-ar călători cu cel mult viteza luminii. Economia de 2 ani pare să fie semnificativă însă numai în cazul stelelor foarte apropiate. Rămânând la cifra de un an pentru explorare,
Zborul dus întors spre Alfa Centauri ar dura 9,4 ani în loc de 11,4 ani, economie substanțială. Zborul dus întors spre Rigel ar dura 1081 de ani în loc de 1083, ceea ce nu e mare lucru. Nu sunt deloc sigur că este posibil un asemenea divorț între energia consumată și viteza atinsă, deși afectam o siguranță foarte doctă. Ba mă tem că dacă am reușit să transformăm o cantitate de materie în fotoni, am consumat cel puțin tot atâta energie cât ne-ar trebui pentru a accelera cantitatea de materie până la o viteză apropiată de viteza luminii. Această afirmație este valabilă și pentru reconvertirea luminii în materie, operațiune în care am cheltuit la fel de multă energie ca pentru frânarea materiei. În consecință, s-ar putea ca propulsia fotonică să nu ne ajute să economisim nici prea mult timp, nici energie. Să nu uităm că nu avem nici cea mai vagă idee despre posibilitatea transformării materiei în fotoni și apoi din nou în materie, într-un mod care să ne permită să reproducem chiar și cele mai fine detalii ale materiei de la care am pornit. Închipuiți-vă că avem de reprodus un creier uman în toată complexitatea sa după ce a fost dizolvat în fotoni. Există oameni care consideră posibilă această operațiune, fără a sugera însă vreo metodă practică de realizare. Transformările vor trebui efectuate cu un grad de sincronizare foarte ridicat, nu de alta, dar dacă o transformare are loc la o secundă diferență de o alta, fotonii se vor răspândi pe distanțe de sute de mii de kilometri și s-ar putea să nu mai avem nicio șansă de a reconstitui obiectele relativ mici de la care am pornit. Cum am putea să facem ca fotonii, chiar produși simultan, să se îndrepte în direcția pe care o dorim, să nu se împrăștie în timpul călătoriei și să se regrupeze în obiecte cu aceeași perfectă sincronizare? Fără îndoială că acum 200 de ani, performanțele televiziunii moderne ar fi părut imposibile. Asta nu înseamnă că putem susține, plecând de la faptul că unele lucruri despre care se credea că sunt fantastice și imposibile, s-au dovedit totuși posibile, că toate lucrurile care par fantastice și imposibile se vor dovedi totuși a fi posibile. Am încercat de-a lungul acestei cărți să păstrez o atitudine cât mai conservatoare cu putință, să nu accept niciun fapt nedovedit, să cer măcar dovezi vagi și aproximative. Nu există niciun motiv să credem că în momentul de față o propulsie fotonică este realizabilă practic și până la proba contrarie, ceea ce s-ar putea întâmpla chiar mâine, trebuie să spun că deși nu pot nega posibilitatea realizării unei propulsii fotonice, îmi pot permite să consider nule șansele ei de a fi realizată. Am putea oare evita dificultățile transformării și retransformării, problema orientării razei luminoase, încercând să menținem particulele elementare în starea de particule, dar folosind cine știe ce metodă care să le desfințeze masa? O navă cosmică la fel de lipsită de masă ca și echipajul ei ar putea accelera instantaneu până la viteza luminii, menținând apoi această viteză. Odată cu recăpătarea masei, nava s-ar reîntoarce instantaneu la viteza inițială. Ne-am aflat astfel într-o situație mult mai comodă decât cea a transformării într-un fascicol de fotoni. Din păcate, nu cunoaștem nicio metodă de eliminare a masei unei particule și nu par să existe niciun fel de șanse de a descoperi vreodată o astfel de metodă. Și chiar dacă am realizat vreodată o asemenea metodă, nu am putea depăși nici atunci viteza luminii. Toate ideile pe care le-am expus până acum ne pot face în cel mai bun caz să atingem viteza luminii, dar niciuna nu ne ajută să o depășim. Și totuși, în anul 1962, fizicienii O.M.P. Bilaniuk, V.K. Defant și E.C.G. Sandershan au remarcat că ecuațiile lui Einstein ar permite existența unor obiecte a căror masă poate fi exprimată printr-o cantitate numită de matematicieni cantitate imaginară. Asemenea, obiecte cu masă imaginară ar trebui să se deplaseze întotdeauna cu viteze mai mari decât viteza luminii, în cazul în care ecuațiile lui Einstein își mențin valabilitatea. Din acest motiv, fizicianul american Gerald Feinberg, născut în 1933, le-a numit tachioni, după un cuvânt din greaca veche care înseamnă repede. Proprietățile unui obiect cu masă imaginară ar trebui să fie cu totul diferite de cele ale unui obiect cu masă obișnuită. În primul rând, tachionii cu mai multă energie vor fi mai lenți.
Dacă aplicăm unui tachion un impuls și îi mărim astfel energia, el își va încetini deplasarea până când, la un impuls infinit de mare, el atinge cea mai scăzută viteză posibilă pentru el, viteza luminii, limită sub care nu poate coborâ. Pe de altă parte, dacă facem tachionul să piardă energie, aplicându-i un impuls în direcția opusă mișcării sale, sau dacă îl obligăm să treacă printr-un mediu care îi opune rezistență, el se va deplasa din ce în ce mai rapid, până când, ajuns la o energie egală cu zero, el se va deplasa cu o viteză infinită în raport cu restul universului. Nu ne mai rămâne decât să ne imaginăm o propulsie tachionică. Să presupunem că toate particulele subatomice din care este alcătuită nava și echipajul ei sunt transformate în tachioni corespunzători. Nava ar decola imediat, fără să accelereze, cu o viteză de multe ori mai mare decât viteza luminii și ar ajunge într-o galaxie îndepărtată numai în câteva zile. În acel moment, totul va fi reconvertit în particulele inițiale și, fără frânare, nava și echipajul ei se vor deplasa din nou cu viteze normale. Iată, în fine, o metodă de depășire a vitezei luminii. Numai că nu știm cu siguranță că există tachioni. Ei nu violează logica ecuațiilor lui Einstein, dar este acest lucru o dovadă a existenței lor? Mai sunt pe lume și alte lucruri, în afară de ecuații care par să le infirme existența. Unii oameni de știință susțin că tachionii, dacă există, ar reprezenta o contrazicere a principiului cauzalității, care ne spune că o cauză este întotdeauna anterioară în timp efectului, ceea ce ar fi o garanție suficientă a imposibilității existenței tachionilor. Ce-i drept, până acum nimeni nu a detectat un tachion, iar până la descoperirea lor, e cam greu să le discutăm existența reală, nu de alta, dar niciun aspect al proprietăților lor nu pare să ne afecteze propriul univers, convingându-ne astfel că ei există, deși nu am reușit încă să-i detectăm. Și dacă tachionii există, nu avem nici cea mai vagă idee în legătură cu transformarea particulelor obișnuite în tachioni, așa cum nu deținem nici secretul procesului invers. Toate dificultățile propulsiei fotonice se vor înmulți în cazul propulsiei tachionice, prin faptul că o eroare de sincronizare a transformării va împrăștia totul pe distanțe nu de sute de mii de kilometri, ci de sute de mii de ani lumină. La urma urmei, chiar dacă ne-am descurca, am convingerea că nu am putea acoperi nevoile de energie. Ar fi nevoie de cel puțin tot atâta energie pentru a deplasa materia dintr-un capăt în altul al galaxiei prin propulsie tachionică, câtă ar fi necesară pentru accelerare și frânare. Ba s-ar putea ca propulsia tachionică să necesite mult mai multă energie, întrucât trebuie să învingem nu numai distanțele, ci și timpul. Poate că vom găsi o altă soluție. Dacă nu reușim cu materia pe care o cunoaștem, ce ar fi să încercăm cu universul pe care îl cunoaștem? Câtă vreme acționam în cadrul universului pe care îl cunoștea Newton, un univers al mișcărilor lente și al distanțelor mici, legile formulate de Newton păreau imposibil de încălcat. Câtă vreme însă, universul cu care avem de-a face este universul cunoscut de Einstein, un univers cu densități mici și interacțiuni gravitaționale slabe, legile formulate de Einstein par imposibil de încălcat. Am putea totuși depăși universul lui Einstein, așa cum l-am depășit pe cel al lui Newton. Gândiți-vă, când o stea de mari dimensiuni explodează și se prăbușește în ea însăși, suferă un colaps gravitațional, forța prăbușirii și restul de materie se pot uni pentru a aduce în contact direct particulele subatomice pe care le vor zdrobi, colapsul continuă la nesfârșit, tinzând spre volum zero și densitate infinită. Atracția gravitațională a unei astfel de stele în prăbușire crește până când orice poate pătrunde în direcția stelei, dar nimic nu se mai poate îndepărta de ea, astfel încât apare o nesfârșită gaură în spațiu. Nici măcar lumina nu se mai poate îndepărta. Apare acea gaură neagră de care am pomenit. Avem tendința să considerăm materia, care cade într-o gaură neagră, ca fiind supusă unei nesfârșite comprimări. Unele teorii afirmă însă că dacă găurile negre au o mișcare de rotație și se pare că toate găurile negre au o mișcare de rotație, materia care a căzut în interiorul găurii ar putea să iasă pe undeva, ca și pasta de dinți care ar ieși printr-un orificiu din tub,
atunci când acest tub este supus unei presiuni destul de mari. Transferul de materie ar putea fi efectuat, se pare, pe distanțe imense, poate milioane sau miliarde de ani lumină, într-o fracțiune de secundă. Un astfel de transfer de materie ar putea evita limita vitezei luminii, întrucât el ar folosi tuneluri sau poduri care nu au, la drept vorbind, aceleași caracteristici temporale cu universul cunoscut. De multe ori, zona de transfer este numită pod Einstein-Rosen, întrucât Albert Einstein, împreună cu un colaborator numit Rosen, au prevăzut teoretic asemenea structuri în 1930. Ar putea oare găurile negre să ne ofere soluții pentru zborurile interstelare sau chiar intergalactice? Exploatând găurile negre, asta în cazul în care numărul lor este destul de mare, am putea să intrăm într-o gaură neagră în punctul A, să ieșim în punctul B, undeva foarte departe, peste o clipă, și apoi să traversăm spațiul obișnuit până în punctul C, unde intrăm în altă gaură neagră și ieșim imediat în punctul D și așa mai departe. În acest mod, am putea ajunge în orice punct al Universului într-un timp relativ scurt. Ar fi însă neapărat nevoie de o hartă extrem de detaliată a Universului, hartă pe care intrările și ieșirile găurilor negre să fie marcate cu mare precizie. Ne putem permite să ne imaginăm că, odată cu lansarea acestui mod de călătorie interstelară, lumile situate în apropierea intrării unei găuri negre vor prospera, în timp ce în imediată apropiere a intrării în gaura neagră vor apare și se vor înmulți așezările spațiale. Aceste așezări spațiale ar putea juca și rolul de centrale energetice, întrucât energia radiată de materia care cade în gaura neagră ar trebui să fie imensă. Ne putem imagina proiecte îndrăznețe de alimentare cu materiale inutile a unei găuri negre, ca și cum am băga lemne într-o sobă pentru a-i mări randamentul energetic. Iată și o nouă explicație pentru existența unui univers plin de civilizații extraterestre care nu vizitează Pământul. S-ar putea întâmpla ca Pământul să se găsească în cine știe ce periferie izolată a rețelei universale de găuri negre. Poate că civilizațiile extraterestre ne cunosc foarte bine, dar nu cred că merităm deranjul, cheltuiala de timp și de energie legate de o vizită. Numai că și această imagine tulburătoare a unui univers ciuruit de găuri negre și transformat într-un fantastic sistem de tranzit rapid destinat călătoriilor interstelare nu ne poate satisface pe deplin. Nu știm exact câte găuri negre există în univers. Cu excepția centrelor galactice și a îngrămădirilor globulare, s-ar putea să nu existe decât 5-6 găuri negre într-o galaxie, ele fiind accesibile doar sistemelor planetare, din imediata apropiere a intrării, sisteme planetare în care s-ar putea să nu existe nicio planetă locuibilă. Nici măcar ideea referitoare la ieșirea materiei dintr-o gaură neagră nu pare să reprezinte o certitudine. Mulți astronomi o consideră total lipsită de temei. În fine, chiar dacă materia care intră într-o gaură neagră reușește să iasă prin altă parte, ea are toate șansele să fie zdrobită, să ajungă un soi de pulbere, de particule subatomice și ele poate la rândul lor, dezintegrate de efectele mareice, incredibile, ale câmpului gravitațional, de o intensitate de neimaginat, care acționează în gaura neagră. Poate că o civilizație care deține o tehnologie suficient de avansată va reuși să găsească metoda de a evita efectele gravitaționale, de a salva nava spațială, de posibilitatea de a ajunge combustibil în cuptorul găurii negre, de riscurile distrugerii în fluxurile și refluxurile gravitaționale, dar deocamdată toate acestea par imposibile, chiar și în teorie. În lumina cunoștințelor noastre actuale, privind Universul, nu pare să existe nicio speranță de depășire a limitei impuse de viteza luminii, niciun mod practic și rezonabil de a depăși această limită. Să vedem însă ce se poate face la viteze mai mici decât viteza luminii. Dilatarea timpului. Ecuațiile lui Einstein au dus la prevederea unui fenomen neobișnuit, verificat în decursul studierii particulelor subatomice rapide, și anume încetinirea scurgerii timpului odată cu creșterea vitezei. Fenomenul a căpătat numele de dilatare a timpului. Pe o navă spațială care se deplasează foarte rapid,
totul ar fi mai lent, ar merge mai încet. Mișcările din atomi, ceasurile, metabolismul țesuturilor umane. Oamenii aflați la bordul unei asemenea nave nu ar percepe subiectiv încetinirea ritmului, fiindcă aceasta s-ar produce perfect sincron pentru toate fenomenele. Pentru ei, lumea exterioară ar părea accelerată. La fel se întâmplă într-un tren, care se mișcă lent și uniform într-o gară, nu observăm mișcarea trenului, ci ni se pare că gara și peisajul se deplasează. Încetinirea timpului devine din ce în ce mai evidentă, odată cu creșterea vitezei relative, în raport cu restul universului, până când la viteza de 293.800 de km pe secundă, ritmul scurgerii timpului este de 5 ori mai lent decât dacă nava s-ar afla în repaus. 293.800 de km pe secundă reprezintă 98% din viteza luminii. Atunci când ne apropiem și mai mult de viteza luminii, scurgerea timpului se încetinește și mai mult. Iar atunci când viteza navei este doar cu 1 km pe secundă mai mică decât viteza luminii, ritmul scurgerii timpului se apropie de zero. Să ne imaginăm că ne aflăm într-o navă cosmică cu o accelerație constantă de 1 gram. Asta înseamnă că ne-am simțit împinși spre partea din spate a navei cu aceeași forță cu care ne lipește Pământul de suprafața sa. La această accelerație ne-am simțit perfect normali. Partea din spate a navei ar părea jos, partea din față ar părea sus. După 1 an, nava noastră s-ar apropia de viteza luminii și deși totul pe bord ni s-ar părea normal, lumea înconjurătoare ar începe să arate ciudat. Unele stele, multe chiar, nu ar mai putea fi observate, fiindcă lumina lor s-ar deplasa spre zona razelor X, ceea ce le-ar face invizibile. Să nu uităm că nava va trebui să fie apărată de radiația lor. Lumina stelelor aflate în fața navei se va transforma în raze X, în timp ce stelele rămase în urma navei vor deveni și ele invizibile, fiindcă lumina lor se va deplasa spre zona undelor radio. Dacă navigatorii și-ar măsura viteza în raport cu distanțele pe care le parcurg, ei ar ajunge la concluzia că au depășit de multe ori viteza luminii, nu de alta, dar din punctul lor de vedere, timpul necesar parcurgerii distanței dintre două stele, despre care se știe că se găsesc la 10 ani lumină depărtare, nu ar depăși 1 săptămână. Dacă i-am putea urmări de pe Pământ, am vedea că navei i-ar trebui peste 10 ani pentru a parcurge distanța. Pentru navigatori însă, care percep timpul mult încetinit, acei 10 ani ar fi părut doar 1 săptămână. Folosind dilatarea timpului, nava noastră spațială ar putea parcurge distanțe enorme într-un timp relativ scurt pentru cei aflați la bordul ei. Ei ar ajunge la galaxia din Andromeda în 60 de ani, după părerea lor, galaxie aflată la 2.300.000 de ani lumină, depărtare de noi. Să fie oare dilatarea timpului o soluție? Probabil că nu, fiindcă și în acest caz întâlnim dificultăți. În primul rând, menținerea unei accelerații de 1 gram pe perioade lungi, ca și menținerea unei frânări de 1 gram, de altfel, presupune un consum imens de energie, așa cum am mai arătat. Să presupunem că vom folosi cel mai eficient mod de producere a energiei, interacțiunea dintre materie și antimaterie. Un astfel de amestec suferă o anihilare reciprocă și totală și duce la transformarea întregii cantități de materie în energie. O masă de combustibil, supusă unei astfel de reacții, ar produce de 35 de ori mai multă energie decât fuziunea hidrogenului. Nu cunoaștem nicio altă metodă mai eficientă de producere a energiei. Numai că pentru a accelera o tonă de materie până la 98% din viteza luminii, avem nevoie de 25 de tone de amestec materie-antimaterie pe care să le transformăm în energie, de 100 de tone pentru zborul dus-întors, ținând seama de cele două accelerări și de cele două frânări. Dacă am folosit pentru propulsie fuziunea hidrogenului, am avea nevoie de 3500 de tone de hidrogen. Cu alte cuvinte, pentru a transporta o tonă de materie până la Alpha Centauri și înapoi, doar o tonă, am folosit de 10 ori mai multă energie decât consumă toți locuitorii Pământului timp de 1 an. Mai există o posibilitate, eliminarea nevoilor de combustibil necesar producerii energiei. Fizicianul Freeman John Dyson
născut în 1923, susține că o navă spațială care trece pe lângă o planetă ca Jupiter poate suferi o accelerație extrem de intensă, care însă nu ar afecta astronauții, întrucât toți atomii navei și a echipajului său ar suporta exact aceeași accelerație, cu excepția unor efecte mareice, nesemnificative. Perfect adevărat! Sondele automate trimise spre Jupiter, Pioneer 10 și Pioneer 11, au fost accelerate în acest mod, câștigând energie din imensul rezervor gravitațional al planetei Jupiter și atingând astfel o viteză care să le permită să părăsească pentru totdeauna sistemul solar. Ne putem imagina navele spațiale ale viitorului, în drum spre stele îndepărtate, trecând din când în când, pe lângă câte o planetă uriașă și câștigând astfel viteză, dacă asemenea planete uriașe s-ar nimeri în drumul navei, exact acolo unde e nevoie de ele, ceea ce pare destul de puțin probabil. Ne mai putem imagina și un alt mod de accelerație, fără folosirea combustibilului, un fascicol laser care lovește o uriașă pânză întinsă de jur împrejurul navei. Laserul, situat pe un corp din sistemul solar, va ținti în permanență pânza și va juca rolul unui impuls continuu care va accelera nava. E bine de știut că laserul, pentru a funcționa continuu, va consuma imensele cantități de energie pe care nu le mai consumă nava. Când e vorba de energie, nu putem face mare lucru. Pe lângă aceasta, cu cât nava se îndepărtează de bază, cu atât va fi mai dificilă menținerea în poziție a laserului. Mai mult, laserul nu va putea fi folosit pentru frânare decât dacă ne așteaptă cineva la destinație cu un laser orientat cu multă amabilitate în direcția opusă. Totuși, chiar dacă toate metodele noastre, fără combustibil, au eșuat și nava spațială trebuie să folosească combustibil, nu e neapărat nevoie să-l și transporte. L-ar putea culege din drum. Spațiul interstelar nu este chiar pustiu, nu e un vid adevărat. Se mai găsesc atomi de materie, mai ales de hidrogen. Fizicianul american Robert Bussard a lansat în 1960 ideea recoltării hidrogenului din spațiu, chiar în timpul călătoriei. Nava spațială ar deveni un fel de statoreactor interstelar, însă fiindcă spațiul conține mult mai puțină materie decât atmosfera terestră, nava ar trebui să recolteze materie dintr-un volum mult mai vast de spațiu cosmic, să o comprime și să extragă energia prin fuziunea hidrogenului. Lingura cu care nava ar recolta hidrogenul ar trebui să aibă un diametru de numai puțin de 125 de kilometri pentru un minimum de eficiență, chiar în acele zone ale spațiului în care există nori de gaze și praf, zone cu o densitate maximă a materiei. În adevăratul spațiu interstelar, în așa zisul vid, lingura ar trebui să aibă un diametru de cel puțin 1400 de kilometri, iar în spațiul intergalactic, diametrul ei ar ajunge la cifra de 140.000 de kilometri. Asemenea linguri, chiar dacă le construim din cele mai delicate materiale, ar avea dimensiuni și mase prohibitive. Cum am transportat oare materialul de construcție al lingurilor în spațiul cosmic? Câtă vreme și câte eforturi ar cere construcția lor? Admițând că în cele din urmă problema energiei va fi rezolvată într-un mod deocamdată imprevizibil, nu trebuie să uităm că o navă imensă, care se deplasează cu o viteză apropiată de viteza luminii, este extrem de vulnerabilă. Pericolul ciocnirii cu stelele poate fi eliminat din discuție, dar spațiul e plin de corpuri cerești relativ mici, de la planete până la bolovani. Din punctul de vedere al navei, orice obiect din univers de care ea se apropie pare să se îndrepte spre navă cu viteza luminii. Asemenea obiecte sunt imposibil de ocolit, deoarece orice mesaj care le-ar anunța apropierea, raze X sau orice altceva, s-ar deplasa cu viteza luminii, astfel că obiectul ar apărea imediat după recepționarea mesajului. Abia ar apuca să răsune semnalul pericol de ciocnire, că ciocnirea s-ar și produce. Orice obiect masiv care se ciocnește cu nava, cu o viteză relativă față de navă, egală cu viteza luminii, va găuri nava la intrare, la ieșire și prin interior. Peste puțină vreme, nava ar arăta ca un șvaițer. Chiar dacă uităm de particulele cu dimensiuni relativ mari și presupunem că în volumul de gaz recoltat
Nu avem de-a face decât cu substanțe foarte rare fiate, avem toate șansele să apară o serie de neplăceri. Cu cât nava accelerează, cu cât viteza ei crește, atomii din spațiul interstelar o lovesc din ce în ce mai tare și din ce în ce mai frecvent. Din punctul de vedere al navei, particulele pe care le întâlnește se apropie cu o viteză aproximativ egală cu viteza luminii, ceea ce le face să devină echivalente cu radiația cosmică. În mod normal, intensitatea radiației cosmice nu pune în pericol viața piloților spațiali. Astronauții au rămas în spațiu pentru perioade de câteva luni și au supraviețuit fără probleme acestei situații. În timpul unui zbor interstelar, la viteze apropiate de viteza luminii, atunci când fiecare particulă întâlnită se ciocnește de navă cu o viteză egală cu cea a radiației cosmice, nava noastră spațială va suferi o iradiere de sute de ori mai intensă decât cea produsă de un reactor nuclear modern. Unii oameni de știință afirmă că aceste contacte cu materia interstelară vor fi suficiente pentru a împiedica navele spațiale să atingă viteze mai mari de o zecime din viteza luminii, iar la această viteză, efectul de dilatare al timpului este neînsemnat. Chiar dacă vom reuși să depășim toate dificultățile, mai rămâne de rezolvat o problemă aflată chiar în miezul teoriei relativității. Percepția unui timp încetinit se referă doar la astronauți, nu și la cei rămași pe planeta mamă. Folosind accelerații și frânări de un gram, precum și efectul de dilatare a timpului, un zbor dus întors până în sistemul Deneb va dura 20 de ani pentru astronauți, chiar dacă ei vor explora sistemul timp de un an. La întoarcere însă, ei vor afla că pe Pământ au trecut 200 de ani. Cu cât vor călători mai multă vreme la această accelerație, cu atât se vor apropia mai mult de limita vitezei luminii și cu atât mai lentă va fi pentru ei scurgerea timpului. Astfel, discrepanța dintre trecerea timpului pe navă și trecerea timpului pe Pământ va crește rapid odată cu distanța parcursă. Un zbor dus întors până la celălalt capăt al galaxiei ar dura 50 de ani pentru astronauți care ar constata cu surprindere la întoarcerea pe Pământ că au trecut numai puțin de 400.000 de ani. Lucrurile s-ar petrece chiar la scară mai mare în cazul utilizării propulsiei fotonice. Ar fi de ajuns pentru a micșora popularitatea explorării interstelare prin folosirea dilatării timpului atât pe Pământ cât și pe orice altă planetă. Oamenii renunță cu greu la binefacerile prezentului pentru a obține ceva agreabil sau chiar esențial după 30 de ani de așteptare. Nu cred că putem conta pe entuziasmul general în cazul unei enorme investiții de efort, ale cărei rezultate vor putea fi văzute, în cel mai bun caz, după câteva secole sau după câteva sute de mii de ani. Luând în considerare dificultățile legate de consumul de energie, de pericolul iradierilor și de diferențele de timp, bizuindu-ne pe opiniile noastre conservatoare, putem afirma că pentru a ajunge la stele, dilatarea timpului nu reprezintă o metodă practică nici din punct de vedere fizic, nici din punct de vedere psihologic. Zbor fără motor. Toate metodele propuse pentru a călători cu viteze apropiate de viteza luminii sau chiar cu viteze mai mari par a fi total nepractice. Nu ne rămâne decât să vedem ce se poate face la viteze ceva mai modeste. Un prim avantaj ar fi reprezentat de scăderea consumului de energie, care nu ar mai fi exorbitant, la fel cum mediul interstelar nu ar mai fi chiar atât de periculos. Dezavantajul ar consta în durata zborului. Să presupunem că o navă spațială accelerează până la viteza de 3000 de km pe secundă. Aceasta ar fi o viteză foarte mare, după criteriile obișnuite, întrucât ar scurta la doar 2 minute durata unui zbor de la Pământ la Lună. Totuși, e vorba de o viteză care nu reprezintă decât 1 la 100 din viteza luminii, astfel că dilatarea timpului este neglijabilă, iar un zbor dus întors până la Alfa Centauri ar dura 900 de ani. Nu uitați, Alfa Centauri este cea mai apropiată stea. În ce condiții ar putea fi suportată o călătorie care durează 900 de ani? Să presupunem că astronauții ar fi nemuritori. În acest caz, zborul fără motor, dus și întors, perioadele de accelerare și frânare ar fi neînsemnate,
care ar dura 900 de ani, nu ar reprezenta decât o parte infimă a unei vieți infinit de lungi și nu ar constitui o problemă. Chiar dacă ar fi nemuritori, astronauții ar trebui totuși să mănânce, să bea, să respire și să elimine reziduuri fiziologice. Ar fi deci nevoie de sisteme foarte complicate care să asigure supraviețuirea echipajului, sisteme care să funcționeze perfect timp de aproape 1000 de ani. E posibil, dar ar fi extrem de costisitor. Astronauților ar trebui să li se asigure și unele distracții. Să suporți aceiași oameni, să stai înghesuit împreună cu ei timp de 1000 de ani, ar fi imposibil de conceput. Nu cred că aș putea fi acuzat de cinism dacă aș afirma că echipajul ar fi decimat de sinucideri și asasinate. Chiar moartea poate fi mai ușor învinsă decât plictiseala. Numai că nu avem pe moment niciun motiv să credem că vom ajunge vreodată la nemurire. Poate însă că vom putea scurt circuita problemele ridicate de nemurire, transformând-o într-o moarte provizorie, urmată de o reînviere. Cu alte cuvinte, să presupunem că i-am congelat pe astronauți și i-am menține într-o stare de animație suspendată pentru a-i readuce la viață doar în apropierea destinației. În asemenea condiții, nava poate zbura fără motor, cu o viteză modestă, eliminând astfel dezavantajele legate de zborul la viteza luminii, în timp ce astronauții nu simt trecerea timpului, exact ca atunci când profită de dilatarea timpului. Pentru ei, o călătorie de mii de ani ar trece într-o clipă, iar în momentul reîntoarcerii la viață, ei ar fi, să sperăm, la fel de tineri ca la început. Nu ar mai fi nevoie de sisteme complicate și fiabile pentru supraviețuire, cel puțin în sensul obișnuit. Nu ar mai exista nici problema ocupațiilor și amuzamentelor care să prevină plictiseala unui zbor de lungă durată. Totuși, nu e chiar așa de simplu. Încă nu a fost rezolvată problema înghețării unui om, în așa fel încât omul să și supraviețuiască, iar șansele noastre de a reanima cu succes o persoană odată înghețată sunt aproape nule. Chiar dacă am rezolvat aceste probleme, am putea descoperi că există limite ale duratei de congelare, dincolo de care scânteia vieții se stinge pentru totdeauna. Poate că durata unei călătorii interstelare ar depăși aceste limite. Dacă totul merge bine și rezolvăm toate problemele biologiei congelării și dezghețării, va trebui să instalăm în navă un sistem complicat și cu o mare siguranță de funcționare, care să mențină congelarea, un nou tip de sistem complex de supraviețuire și să-i dezghețe automat pe astronauți la momentul potrivit. Un aparat care reușește să pornească singur după o pauză de câteva sute de ani este destul de greu de imaginat. Dificultățile sunt enorme și cu toate că nu putem afirma că ele nu vor fi rezolvate niciodată, nu putem nici să spunem că rezolvarea lor este inevitabilă. Astronauții congelați se află într-o stare de animație suspendată și nu îmbătrânesc, nici măcar nu simt trecerea timpului, spre deosebire de cei de acasă, cei care i-au trimis la drum, cu excepția situației în care întreaga populație a unei planete s-ar congela voluntar, ceea ce este ridicol. Exact ca în cazul efectului de dilatare a timpului, astronauții se vor întoarce după trecerea multor generații și vor resimți un intens șoc al viitorului. Ar exista dificultăți, chiar dacă ar exista nemurirea. Dacă presupunem că astronauții sunt nemuritori, asta înseamnă că întreaga populație a planetei lor se bucură și ea de nemurire, iar după lungul lor zbor, navigatorii în spațiu se vor întoarce și își vor împărtăși experiența tot celor care i-au trimis în spațiu cu multă vreme în urmă. Cu siguranță însă că viața s-a îndreptat în direcții cu totul diferite pe navă și pe planetă, cele două grupuri de oameni sunt acum niște străini. Am putea deduce din toate acestea că întoarcerea acasă a astronauților n-ar avea niciun sens. Explorarea stelelor s-ar desfășura conform unei înțelegeri care prevede rămânerea astronauților în spațiu pentru totdeauna. Ei pot emite și recepționa mesaje de-a lungul secolelor și mileniilor și cu asta basta. Se naște întrebarea dacă oamenii ar fi dispuși, în aceste condiții, să opteze pentru un veșnic exil. Ne-am mai putea întreba ce planetă ar fi dispusă să risipească în spațiul cosmic inteligența locuitorilor ei, dacă singurul rezultat la care se poate aștepta constă în mesajele primite într-un viitor îndepărtat.
Nu ar fi oare mai economic, mai ușor și chiar mai eficient să folosim nu nave pilotate, ci sonde automate pentru explorarea spațiului interstelar? Astronomul Ronald N. Braswell, născut în 1921, susține încă din 1960 că alte civilizații ar fi putut adopta foarte bine această strategie. Și noi am făcut asta în domeniul planetelor. Astronauții au reușit să ajungă doar pe Lună, dar sondele automate au debarcat pe Venus și pe Marte și au ajuns dincolo de Mercur și de Jupiter. Ele ne-au adus nenumărate informații și chiar dacă am crede că explorarea făcută de oameni este preferabilă, va trebui să recunoaștem că acolo unde oamenii nu pot încă ajunge, sondele automate reprezintă un înlocuitor excelent. Până acum, rezultatele obținute cu ajutorul lor sunt remarcabile. Să lansăm, deci, sonde interstelare. Costul va fi mare, dar nu atât de mare ca acela al navelor cu echipaj uman. Ne putem permite accelerații mai intense, putem renunța la sistemele de supraviețuire destinate astronauților vii sau congelați, nu ne mai facem griji în legătură cu sănătatea mentală a astronauților. Nu ne mai temem de șocul viitorului, fiindcă o sondă automată nu are niciun fel de motive să revină de unde a plecat și chiar dacă revine, ea nu va impresiona generațiile viitoare. Ne putem imagina civilizații avansate care lansează sonde interstelare foarte avansate, numai că există și în acest domeniu limite ale eficienței. Cu cât e mai complicată o sondă automată, cu atât va fi mai dificilă și mai nesigură întreținerea ei. După mii sau milioane de ani, e greu de crezut că o aparatură complicată va continua să funcționeze impecabil. Nici măcar cele mai avansate civilizații nu pot modifica legea a doua a termodinamicii și nici principiul nedeterminării. Am putea, ajungând la limita imaginației, să ne închipuim un echipaj compus din roboți foarte avansați, la fel de inteligenți ca oamenii, explorând universul într-un mod inaccesibil ființelor umane. Și totuși, dacă roboții ar fi chiar atât de inteligenți, ar fi și ei predispuși să contracteze maladiile inteligenței? Plictiseala, depresiunea, furia, crima și sinuciderea? Ar fi cazul să găsim o cale de mijloc, să lansăm sonde automate cu o aparatură suficient de complicată, capabile să ne trimită informații utile și interesante, destul de simple însă, pentru a rezista la proba timpului. Pare evident că această cale de mijloc va duce la nave ai căror piloți vor fi niște automate mult mai puțin inteligente decât oamenii. Și aceasta ar putea fi un nou răspuns la întrebarea care ne frământă. De ce nu ne vizitează reprezentanții altor civilizații? Poate că am fost vizitați, dar musafirii noștri nu erau ființe vii. Poate că prin sistemul nostru solar au trecut sonde care au trimis informații privind natura și proprietățile Soarelui și planetelor și, în mod special, informații privind existența unei planete locuibile. Dacă vreo sondă a trecut de curând pe aici, ea a transmis, poate, informații legate de o civilizație în plină dezvoltare. Nu știm câte sonde automate au trecut pe aici, nu știm când a trecut ultima sondă, nu știm dacă toate sondele au aparținut unei singure civilizații. Poate că sondele aparțin unei civilizații de mult dispărute, poate că ele continuă să emită mesaje pe care nimeni nu le mai recepționează, mesaje inutile. Lungi în derivă. Analiza efectuată în modul cel mai conservator ne face să tragem concluzia că în domeniul zborurilor interstelare, folosirea echipajelor umane sau mâncarea echipajelor compuse din ființe inteligente pare lipsită de perspective practice. Ar fi mai bine să trimitem sonde automate care să exploreze stelele. Până acum ne-am menținut în cadrul presupunerii că un echipaj de astronauți trebuie să efectueze un zbor dus-întors până la o stea în timpul unei vieți omenești, fie zburând cu viteze mai mari decât viteza luminii, fie exploatând dilatarea timpului, folosindu-și nemurirea sau congelându-se. Niciuna dintre metode nu pare prea inspirată. Ce-ar fi însă să renunțăm la această presupunere și să acceptăm durate de zbor care depășesc durata unei vieți omenești? Să ne închipuim proiectul unei nave care va zbura spre Alpha Centauri, având nevoie de câteva secole pentru a ajunge la destinație. Nu avem de-a face cu astronauți nemuritori sau congelați, ci cu oameni normali, cu o durată de viață normală.
Toți vor muri cu mult înainte de a se termina călătoria, numai că pe bord se vor afla astronauți de ambele sexe, ai căror copii vor continua zborul, ca și copiii copiilor lor, și tot așa timp de multe generații, până când își vor atinge ținta. Va fi nevoie, în orice caz, de un sistem complex de aparate care să asigure supraviețuirea echipajului, dar problema evitării plictiserii va fi rezolvată. Copiii te ajută să nu observi trecerea timpului. Morțile și nașterile vor contribui la o continuă împrospătare a echipajului, eliminând plictiseala contactului prelungit cu aceleași persoane. Copiii născuți pe navă nu vor cunoaște un alt mod de existență decât indirect și probabil că nu se vor plictisi. Merită oare o călătorie acest sacrificiu? Se vor găsi oare voluntari dispuși nu numai să-și petreacă tot restul vieții la bordul unei nave cosmice, ci și să-și condamne copiii și copiii copiilor lor la o viață petrecută în întregime, de la naștere până la moarte, la bordul navei? Vor fi oare pământenii dispuși să investească averi într-un proiect incredibil de costisitor, cu speranța unor profituri de care să beneficieze descendenții lor peste mai bine de un mileniu? Răspunsul la aceste întrebări va fi fără îndoială nu. Omul de rând s-ar putea întreba, îngrozit de această idee, dacă are de-a face sau nu cu o nebunie. Poate însă că această reacție ar fi declanșată de presupunerea, incomplet formulată, că navele spațiale care vor zbura spre stele vor fi ceea ce înțelegem în mod obișnuit prin cuvântul nave, ceva ca un transatlantic sau ca nava spațială Enterprise din serialul TV Star Trek. Câtă vreme avem de-a face cu astfel de nave, e foarte greu, imposibil poate, să nu acceptăm obiecțiile legate de un zbor care să dureze câteva generații. Întrebarea este, trebuie să avem de-a face cu astfel de nave? Am descris la sfârșitul capitolului precedent un sistem solar plin cu așezări spațiale, așezări destul de mari pentru a constitui lumi independente. Astfel de așezări spațiale nu vor fi pur și simplu aprovizionate cu hrană și oxigen. Existența lor va fi asigurată de un echilibru ecologic care poate fi menținut la nesfârșit, cu condiția să existe o sursă sigură de energie și posibilitatea unor minime întrețineri ale aparaturii. Ele nu vor avea un echipaj în sensul strict al cuvântului. Așezările vor fi populate de zeci de mii, poate chiar de zeci de milioane de oameni, pentru care așezarea spațială va fi propria lor planetă. Vechile legături afective, care îi fixau pe coloniștii spațiului de pământul strămoșilor lor și chiar de soare, vor slăbi în timpul explorării treptate a sistemului solar și odată cu extinderea așezărilor până la centura de asteroizi și dincolo de ea. Chiar faptul că soarele le va apare mult mai mic coloniștilor aflați în zona centurii de asteroizi, mult mai palid, nu va reprezenta mare lucru. Chiar dacă soarele va reprezenta o sursă de energie mai greu de exploatat, ei vor trece la fuziunea hidrogenului, trecere ușurată de prezența unor mari cantități de hidrogen în zona de dincolo de Marte a sistemului solar. Toate acestea vor face ca așezările să depindă din ce în ce mai puțin de soare. Să nu uităm că îndepărtarea față de soare a unei așezări îi permite să atingă cu ușurință viteze care să o poată face să părăsească sistemul solar. În cele din urmă, o colonie spațială va considera lipsită de sens rămânerea în sistemul solar, va face apel la o formă avansată de propulsie bazată pe fuziunea hidrogenului, își va părăsi orbita din jurul Soarelui și își va transporta încărcătura de sol, apă, aer, plante, animale și oameni departe în necunoscut. De ce? De ce nu? Din curiozitate, poate. Din dorința de a afla ce e dincolo de orizont. Din curiozitatea și avântul care au mărit încă din momentul apariției lor, raza de acțiune a oamenilor, care au făcut oamenii primitivi să cutreiere continentele, încă înainte de începuturile civilizației, care acum ne-au împins spre lună și dincolo de ea. Poate că și creșterea demografică va contribui la astfel de explorări. Mărirea numărului de așezări spațiale în construcție va afecta rezervele de hidrogen, va stârni poate dificultăți în relațiile dintre așezările spațiale. Și apoi, schimbarea nu va fi traumatică. Coloniștii spațiali nu pleacă de acasă, ei își iau casa cu ei.
Cu excepția micșorării aparente a soarelui și a creșterii dificultății de a menține contactul radio cu alte așezări, până când atât soarele cât și contactul prin radio se vor pierde cu totul, trecerea de la o permanentă rotație în jurul soarelui la un permanent avans în univers nu va reprezenta o schimbare importantă pentru locuitorii așezărilor spațiale. Pierderea lentă a resurselor, datorită unei reciclări defectuoase sau epuizarea hidrogenului, nu trebuie să constituie motive de îngrijorare pentru coloniști. Atunci când o așezare spațială devine o lume în sine, care nu este legată de o stea, ea poate găsi combustibil oriunde în univers. Lumea ar putea să se deplaseze prin norul de comete de la marginea sistemului solar, căutând printre cele 100 de miliarde de comete aflate în acea zonă un mic corp ceresc de gheață. Chiar și un mic corp ceresc va avea un diametru de câțiva kilometri și va conține suficient carbon, hidrogen, azot și oxigen pentru a compensa pierderile de materii volatile datorate unei reciclări defectuoase și pentru a asigura suficient hidrogen drept combustibil pentru o perioadă suficientă de timp. La urma urmei, lumea în sine nu va accelera sau frâna prea intens sau prea des. Cea mai mare parte a timpului și-o va petrece zburând fără motor. Odată găsită cometa, ea va fi capturată și remorcată pentru a fi folosită drept sursă de materiale și energie pentru mult timp. Cu vremea, și să nu uităm, o lume în sine are destulă vreme la dispoziție, ar putea fi capturate și remorcate un număr de comete care să constituie un adevărat șirag. După trecerea de norul de comete, universul nu se va dovedi cu totul pustiu. Și alte stele au nori de comete în jurul lor, iar uneori vor fi găsite obiecte cosmice cu totul independente de vreo stea. O astfel de călătorie ar evita toate dificultățile menționate anterior. Lumea în sine se va deplasa destul de lent, astfel încât dispar problemele legate de rezistența opusă, de gazele din spațiu și de ciocniri, iar necesitățile energetice sunt mult reduse de lipsa unor accelerații și frânări intense. Locuitorii lumii în sine nu trebuie să fie nici nemuritori, nici congelați. Ei pot duce o viață obișnuită, la fel ca noi, pe o lume relativ mare, populată, într-un peisaj asemănător cu cel terestru și sub efectul forței centrifuge, care le va oferi iluzia unei atracții gravitaționale egală cu cea terestră. Lumina soarelui va fi artificială, dar cu asta se poate obișnui oricine. Mai mult decât atât, lumea în sine nu va fi construită de pământeni și nu va avea nevoie de investițiile acestora. Ea va fi clădită de coloniștii spațiali, la fel cum orașele Americii au fost construite de americani și nu de națiunile europene din care au provenit strămoșii acestora. Lumea în sine nu va depinde de pământ. Locuitorii lumii în sine nu vor fi obsedați de gândul că urmașii lor și urmașii urmașilor lor își vor petrece viața la bordul navei, asta s-ar fi întâmplat în orice caz. Ei nu vor fi obsedați nici de ideea reîntoarcerii pe pământ după mii sau milioane de ani de absență. Este puțin probabil că vor cocheta măcar cu ideea reîntoarcerii pe pământ. Pare destul de probabilă transformarea unui număr relativ mare de așezări spațiale în lungi în sine. Sistemul solar, care a avut nevoie de 4,6 miliarde de ani pentru dezvoltarea unei specii suficient de inteligente pentru a ajunge la o civilizație tehnologică capabilă să construiască așezări în spațiu, ar putea intra în declin. Din el ar pleca în toate direcțiile, lumile în sine, fiecare purtând câte o omenire ajunsă într-un echilibru ecologic cu celelalte forme de viață. Poate chiar că însuși Pământul, căminul nostru în spațiu, își va pierde cu timpul importanța, devenind la scară cosmică doar sursa istorică a lumilor în sine. El ar mai putea juca o vreme acest rol de sursă, până când, dintr-un motiv sau altul, civilizația sa va îmbătrâni, va decădea și se va sfârși definitiv. Așezările spațiale care au preferat să rămână în sistemul solar vor îmbătrâni și vor decade la rândul lor, doar lumile în sine vor purta mai departe o omenire plină de vitalitate, în plină dezvoltare. În cele din urmă, după trecerea multor generații, o lume în sine se va apropia de o stea. Nu va fi un simplu accident.
Astronomii de pe lumea în sine vor studia cu multă atenție stelele aflate pe o rază de câțiva ani lumină și vor propune apropierea de cea mai interesantă. Ei ar putea studia astfel stele de tot felul, pitice albe, stele neutronice, găuri negre, uriașe roșii, cefeide variabile și așa mai departe, păstrând o distanță rezonabilă. Astronomii ar putea propune apropierea de stele, precum Soarele, pentru a investiga, cu oarecare nostalgie poate, șansele de existență ale unei civilizații în apropierea stelei cu pricina. Poate că nu ar fi ispitiți să debarce pe o planetă precum Pământul și să suporte un mod de viață de mult uitat, profund dezagreabil acum, cine știe, pe suprafața unei alte lumi. Pe o asemenea suprafață, sistemul de reciclare este atât de vast încât nu poate fi controlat, vremea are capricii, iar formele de viață existente pot fi antipatice. Dacă ar exista lumi relativ mici, la oarecare depărtare de stea, depărtare suficientă pentru a permite prezența materiei înghețate, a metalelor și rocilor, o centură de asteroizi ar fi ideală, astronauții s-ar putea hotărî să construiască o nouă așezare spațială, abandonând vechea lume în sine, care, în ciuda reparațiilor, ar putea să fie ajuns la un grad avansat de uzură. Ar fi o ocazie excelentă de a folosi noi proiecte și noi tehnologii pentru întreaga construcție. S-ar putea naște ispita unei lunge scale, dedicată în primul rând construcției de noi și noi așezări în spațiu, în noua centură de asteroizi. Avantajele sunt evidente. De-a lungul anilor petrecuți în spațiu, lumea în sine a fost constrânsă să-și controleze strict creșterea populației. Escala ar reprezenta o șansă de înmulțire, care va fi exploatată cu mult entuziasm. Încă ceva, lumea în sine, deși infinit mai mare decât o navă spațială obișnuită, este totuși destul de mică pentru a obliga populația la o oarecare uniformitate a culturii și modului de viață. Construcția unui mare număr de așezări spațiale în timpul celor câteva secole petrecute în noua centură de asteroizi ar reprezenta un bun prilej de diversificare a culturilor. Cu timpul, noile așezări spațiale vor îmbătrâni și vor lansa în spațiu o nouă generație de lumi în sine. Ne putem chiar imagina două civilizații alternative, o formă mobilă, practicând un control demografic strict, lumile în sine în derivă prin spațiul cosmic și o formă stabilă, sedentară chiar, a cărei populație este în creștere, așezările spațiale din jurul unei stele. Fiecare lume în sine, în derivă, prin spațiul cosmic, își pierde în cele din urmă contactul cu baza, cu așezările în spațiu, cu alte lumi în sine. Ea devine o cultură izolată, în care apare o literatură proprie, forme de artă proprii, o lume cu propria ei filozofie, știință și chiar etnografie. Toate lumile în sine evoluează în acest fel și niciuna nu va prezenta o strânsă asemănare cu vreo alta. Cu fiecare escală într-un sistem solar și cu fiecare nouă plecare în spațiu, se va produce o adevărată explozie a diferențelor. Asemenea variațiuni culturale ar putea duce la o infinită bogăție spirituală a întregii umanități, bogăție pe care nu o putem decât bănui, îngrădiți cum suntem de limitele sistemului solar. Dar omenirea nu va rămâne o veșnicie în acest spațiu restrâns. Întâlnirea a două lumi în sine ar putea avea ca rezultat o extrem de interesantă interacțiune a culturilor respective. Fiecare lume în sine ar fi observată de cealaltă, de la mare distanță, și ne putem imagina perioada apropierii ca pe o vreme de mare bucurie și de mare entuziasm pe fiecare dintre cele două lumi. Întâlnirea va reprezenta un ritual de o incomparabilă importanță. Nici nu poate fi vorba de un simplu bună ziua și la revedere. Să nu uităm că fiecare dintre lumi ar putea pune la dispoziția celeilalte o serie de date extrem de utile, de exemplu descrierea unor întregi sectoare ale spațiului cosmic pe care le-a explorat o lume în sine. Ar putea fi discutate noi teorii științifice și noi interpretări ale vechilor teorii. S-ar încinge pasionante conversații pe temele diferențelor de filozofie și de mod de viață. Ar fi efectuate schimburi de literatură, opere de artă, aparatură și instrumente. Întâlnirea ar fi și o excelentă ocazie de reîmprospătare a potențialului genetic. Un schimb de populație, temporal sau permanent,
ar putea reprezenta cea mai importantă realizare legată de o asemenea întâlnire. Schimbul de populație ar putea duce la o creștere a potențialului biologic, ar mări vigoarea ambelor populații. Se poate însă ca în timpul lungii despărțiri să se fi produs suficient de multe mutații pentru a duce la o imposibilitate a fertilizării reciproce a celor două populații. Ele ar fi putut evolua devenind două specii diferite, dar chiar și în acest caz rămâne posibilă fertilizarea încrucișată pe plan intelectual cu condiția depășirii unei bariere lingvistice inevitabile, chiar dacă două lumi în sine au avut la început aceeași limbă, pe fiecare dintre lumi s-a format un dialect cu totul deosebit de celălalt. Omenirea ar înceta astfel să aparțină doar Pământului și sistemului solar, ea ar aparține întregului univers, în care s-ar împrăștia mereu tot mai departe, formând o imensă varietate de specii înrudite, până când universul însuși ajunge să nu mai poată, într-un fel sau altul, încetul cu încetul, să permită existența vieții. Ce ne facem însă cu inteligențele extraterestre? Presupunând că ele nu folosesc cine știe ce tehnologii fantastice, pe care noi nici nu le putem imagina, ar fi trebuit să adopte și ele direcția de dezvoltare, care face lumile în sine să fie un fel practic, poate singurul, de a trimite organisme vii în spațiul interstelar. Lumile în sine ar fi putut porni din mii și mii de diferite sisteme planetare și poate că multe dintre ele circulă în spațiu, oprindu-se în centurile de asteroizi ale stelelor de miliarde de ani. Poate că, dacă am fost vizitați de civilizații extraterestre, musafirii noștri au fost lungi în sine. În acest caz, ei nu ar fi vizitat Pământul, care i-ar fi interesat prea puțin, ci centura de asteroizi a sistemului nostru planetar. Poate că atunci când așezările noastre spațiale vor ajunge în centura de asteroizi, vom fi obligați să constatăm că nu suntem primii care au reușit această performanță, vom găsi poate dovezi ale unei vizite efectuate cu multă vreme în urmă de lumi în sine, care au părăsit de mult această zonă a sistemului nostru planetar. Există și posibilitatea ca lumile în sine să ocolească din principiu orice stea, precum soarele în jurul căreia se rotesc planete locuibile. La urma urmei, din punctul lor de vedere, orice stea este acceptabilă. Chiar dacă steaua este o gigantă efemeră, lumea în sine se poate menține la o distanță suficientă pentru a evita iradierea și nu are nevoie, să spunem, decât de un secol sau două pentru a construi noi nave interstelare din materialul planetar disponibil. Chiar și cea mai efemeră stea are o viață mult mai lungă decât perioada menționată, sau avem de-a face, mult mai probabil, cu întâlnirea cu o stea pitică rece. În acest caz, lumea în sine nu îi va exploata energia, ci doar planetele din sistem. Dacă această tehnică ar fi adoptată de suficiente civilizații, s-ar putea întâmpla ca o lume în sine, populată de oameni, pătrunzând într-un sistem planetar, să fie surprinsă de prezența unor lumi în sine, populate de ființe non-umane. Acesta va fi momentul istoric în care vom înțelege că natura inteligenței este cea care îi înrudește pe indivizi și că diferențele de formă, dimensiuni, aspect și comportare sunt nesemnificative. Poate că plecarea în spațiu a lumilor în sine, populate de oameni, îi va ajuta pe aceștia să descopere că fac parte dintr-o imensă familie a inteligențelor, că se găsesc pe unul dintre nenumăratele drumuri pe care a evoluat Universul pentru a fi în stare să ajungă la înțelegerea de sine. Și poate că împreună, omenirea și toate celelalte civilizații extraterestre vor avansa mai repede și vor ajunge mai departe decât ar fi putut să o facă izolate. Dacă avem vreo șansă de a învinge ceea ce considerăm astăzi drept legea naturii, de a supune întregul univers cu inteligența noastră, inteligență născută chiar de univers, această șansă nu ne-o poate da decât efortul unit cu eforturile altor civilizații. Capitolul 13. Mesaje. Emisie. Am ajuns la concluzia că există în principiu peste 500.000 de civilizații în galaxia noastră, dar că singurul lor mod de a ieși din sistemul planetar căruia îi aparțin este sub forma de sonde interstelare sau de lumi în sine. Ieșirea lor în spațiu nu este obligatorie. Marea majoritate a civilizațiilor, poate chiar toate, ar putea rămâne foarte bine în propriul lor sistem planetar. Sondele interstelare pe care le lansează
pot fi astfel construite încât să nu poată debarca pe suprafața planetelor locuibile, limitându-se la observarea acestora din spațiu și la trimiterea spre casă a informațiilor culese. Orice lume în sine care ar ajunge în zona noastră ar fi interesată mai ales de materia și energia necesare supraviețuirii și nu de contactul cu o civilizație sedentară. Am reușit astfel să găsim o soluție rațională paradoxului reprezentat de o galaxie bogată poate în civilizații pe care noi nu le putem găsi. Ce-i de făcut? Cel mai simplu și cel mai comod ar fi să nu facem nimic. Dacă civilizațiile extraterestre nu vor sau nu pot să intre în contact cu noi, ne vom vedea în continuare de treabă. Avem și așa destulă bătaie de cap. O altă posibilitate ar fi reprezentată de lansarea unui mesaj prin care să încercăm să stabilim un contact. Chiar dacă civilizațiile extraterestre nu ne pot vizita și nici noi pe ele, am putea stabili o comunicare de-a curmezișul spațiului, fie chiar cu un mesaj ca acesta. Noi suntem aici. Voi unde sunteți? E o dorință atât de firească, încât chiar în secolul al XIX-lea, pe vremea când oamenii mai făceau speculații legate de existența vieții în alte lumi, din sistemul solar și erau aproape convinși de existența unei civilizații până și pe lună, erau propuse diverse metode de comunicare. Matematicianul german Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, a propus plantarea unor păduri în stepele din Asia Centrală, în forma unui uriaș triunghi de tunghic, cu pătrate pe fiecare latură. În interiorul triunghiului și al pătratelor ar fi trebuit să se planteze grâne care să coloreze uniform desenele geometrice. O civilizație aflată pe Lună sau pe Marte ar fi observat cu ușurință această reprezentare grafică a teoremei lui Pitagora și ar fi dedus cu ușurință că pe Pământ există ființe inteligente. Astronomul austriac Joseph Johann von Littrow, 1781-1840, a propus o altă metodă, săparea unor canale și aprinderea în timpul nopții a unor forme geometrice îmbibate în păcură care să plutească pe suprafața apei. Simbolurile matematice ar fi fost astfel văzute de presupușii locuitori ai altor lumi. Inventatorul francez Charles Cros, 1842-1888, a sugerat o idee mai simplă, folosirea unei imense oglinzi care să reflecte lumina solară în direcția planetei Marte. Oglinda ar fi putut fi manevrată în așa fel încât să emită semnale în codul Morse care să se constituie în mesajele emise, chiar dacă ele nu ar putea fi înțelese de către destinatari. Realizarea unei comunicări cu civilizațiile extraterestre a stârnit din ce în ce mai mult interes, până când în 1900 a fost instituit la Paris un premiu de 100.000 de franci pentru prima tentativă reușită în acest domeniu. A fost însă exclusă comunicarea cu planeta Marte. Părea un lucru prea ușor ca să merite banii. Toate aceste idei, apărute în secolul al XIX-lea, sunt evident inutile, întrucât nu există ființe inteligente nici pe Lună, nici pe Venus, nici pe Marte și e puțin probabil ca asemenea tehnici primitive să poată transmite mesaje la distanțe mai mari, nu sunt sigur că ar fi fost suficiente pentru distanțele modeste cărora le erau destinate. Pe lângă aceasta, în secolul al XX-lea, am reușit fără să vrem să trimitem mesaje mult mai spectaculoase, care nu ne-au cerut un efort deosebit. Invenția iluminatului electric și intensificarea iluminării orașelor și șoselelor a făcut să crească substanțial strălucirea suprafeței Pământului în timpul nopții, cel puțin în zonele industrializate și urbanizate. Astronomii de pe Marte, intrigați de creșterea intensității luminii emise de fața întunecată a Pământului, ar fi ajuns cu siguranță la concluzia că există o civilizație pe Pământ în cazul când există astronomi pe Marte. Ideile din secolul al XIX-lea se bazau pe utilizarea luminii, întrucât aceasta reprezenta cea mai manevrabilă radiație care se poate propaga prin vid, cel puțin pe vremea aceea. Pe la începutul secolului al XX-lea au fost descoperite undele radio, asemănătoare cu undele de lumină, dar de un milion de ori mai lungi, care au început să fie utilizate. În 1900, inventatorul Nikola Tesla, 1856-1943, propunea folosirea undelor radio ca purtătoare de mesaje către alte lumi.
Nu s-a făcut nicio încercare deosebită în acest sens, dar nici nu era cazul. Undele radio au fost produse, cu o intensitate mereu crescândă, în următoarele decenii. Unele au putut și au reușit să treacă de straturile superioare ale atmosferei, ceea ce a dus la formarea unei sfere radiante de unde radio, care se îndepărtează de Pământ în toate direcțiile. Revenind la astronomii de pe Marte, putem fi siguri că în cazul în care au detectat această radiație și au observat creșterea intensității ei, au ajuns cu siguranță la concluzia că există o civilizație pe Pământ. În a doua jumătate a secolului al XX-lea, a devenit clară absența civilizațiilor extraterestre în sistemul solar și s-a ajuns la formularea unei noi destinații a mesajelor pe care le-am putea emite, stelele. Lucrurile s-au încurcat binișor. În sistemul solar știm cel puțin încotro să ne îndreptăm mesajele spre Venus, spre Marte sau spre altă planetă. În schimb, nu avem nici cea mai vagă idee care ar fi steaua către care să ne îndreptăm comunicările. O altă problemă. Radiația orientată spre stele trebuie să conțină foarte multă energie dacă vrem să-și păstreze o intensitate suficientă, ținând seama de dispersia inevitabilă care se produce pe distanțe de ani lumină pentru a putea fi recepționată măcar în zona celor mai apropiate stele. Noi trimitem, după cum am mai spus, mari cantități de unde radio în direcția stelelor, fără să vrem, ce-i drept. E vorba de unde radio care au trecut prin straturile superioare ale atmosferei și care reprezintă acum o sferă în continuă dilatare, o sferă cu un diametru de câteva zeci de ani lumină. Marginea cea mai îndepărtată a acestei sfere a trecut de mult de stelele aflate în imediata noastră apropiere și cu toate că intensitatea radiației este infimă, ea ar putea fi totuși recepționată pe undeva. Poate însă că semnale atât de slabe nu ar constitui pentru astronomii de departe o dovadă incontestabilă a existenței unei civilizații în vecinătatea Soarelui nostru. Chiar dacă astronomii ar ajunge la concluzia că există o civilizație, amestecul complicat de semnale ar fi imposibil de descifrat și interpretat. Am putea emite o rază concentrată de radiație care să conțină multe informații și care să împrăștie orice dubiu, chiar dacă mesajul ca atare nu poate fi înțeles. Pe moment însă, nu dispunem de suficientă energie pentru a fi dispuși să împrăștiem mesaje în spațiu, mai cu seamă că nu cunoaștem nicio destinație exactă și nici nu putem spera la un răspuns în viitorul apropiat. Ce putem face pentru a economisi energia cheltuită cu transmiterea mesajelor? Am putea trimite un obiect în chip de mesaj, un obiect care poate fi lansat la întâmplare în spațiu, fără ca asta să coste prea mult. Evident, un obiect e mult mai greu de orientat exact decât un fascicol de radiații și are nevoie de un răstimp de 10.000 de ori mai mare pentru a ajunge la destinație, dar are calitatea de a nu ne pune probleme prea serioase. De fapt, noi am și trimis un astfel de mesaj. Pionier 10, o sondă automată, a fost lansat spre Jupiter în ziua de 3 martie 1972. A trecut pe lângă Jupiter în luna decembrie 1973, apropierea maximă fiind realizată la data de 3 decembrie 1973 și a trimis spre Pământ un mare număr de fotografii, precum și alte informații, care ne-au îmbogățit mult cunoștințele privind planeta uriașă. Chiar dacă asta ar fi fost totul, chiar dacă după ce ar fi trecut pe lângă Jupiter, Pionier 10 ar fi dispărut sau ar fi explodat sau pur și simplu n-ar mai fi funcționat, el ar fi meritat întru totul timpul, efortul și banii investiți în el. Orice ar mai fi făcut după terminarea misiunii Jupiter ar fi fost gratuit. Așa că adăugarea unui mesaj pe nava Pionier 10 nu ar fi costat mai nimic. Pionier 10 poartă într-adevăr un mesaj care i-a fost adăugat în ultimul moment ca demonstrație de bravură. Mesajul constă dintr-o placă de aluminiu aurit de 15 x 23 de centimetri fixată pe suportul antenei lui Pionier 10. Pe placă sunt gravate informații, a căror selecție le aparține astronomilor americani, Carl Sagan și Frank Donald Reck. Cele mai multe informații depășesc cu mult capacitatea de înțelegere a majorității pământenilor. E vorba de detalii privind structura atomului de hidrogen, exprimate în cifre binare. Este descrisă situația Pământului în raport cu cei mai apropiați pulsari, ale căror perioade sunt, de asemenea, exprimate în cifre binare. Întrucât pulsarii se află într-un punct anumit, doar în anumite momente
și întrucât rotația lor se încetinește proporțional cu trecerea timpului, informațiile menționate permit determinarea exactă a poziției Pământului în raport cu restul galaxiei într-un moment al istoriei cosmice. Mai figurează și o mică diagramă a planetelor din sistemul solar, în care se poate vedea traiectoria urmată de Pionier 10, de la lansare și până la ieșirea din sistem. Cel mai spectaculos element al plăcii este însă desenul care reprezintă chiar nava Pionier 10, în fața căreia apar un bărbat și o femeie, dezbrăcați, desenați de Linda Zalman Sagan, soția lui Carl. Brațul bărbatului este ridicat într-un gest, care va fi interpretat, sperăm, ca un semn de pace. Va fi oare înțeles mesajul de către reprezentanții unei specii inteligente care l-ar găsi întâmplător? E aproape sigur că acest mesaj va fi găsit cândva de reprezentanții unei specii inteligente care putreieră universul la bordul unei nave spațiale sau într-o lume în sine, specie despre care putem presupune că a ajuns la o tehnologie avansată după ce a înțeles concepte științifice importante. În principiu, ei ar trebui să înțeleagă sensul simbolurilor pur științifice. Sagan susține că desenele celor doi oameni i-ar putea încurca datorită lipsei totale de asemănare cu formele de viață pe care le cunosc ei. S-ar putea ca ei nici măcar să nu le recunoască ca forme de viață. Astronauții ar studia chiar nava Pionier 10, care le-ar putea spune mult mai multe despre Pământ și despre pământeni decât ar putea o face placa. În ce direcție însă duce Pionier 10 această placă? El a trecut pe lângă Jupiter, a câștigat energie de la imensul câmp gravitațional al planetei și va trece în 1984 de hotarele orbitei lui Pluto cu o viteză de 11 km pe secundă. Viteza aceasta îi va fi suficientă pentru a-l face să se îndepărteze pentru totdeauna de Soare, rătăcind timp de miliarde de ani, dacă scapă de ciocnirea cu un obiect destul de mare care să-l distrugă. Pionier 10 ar avea nevoie de 80.000 de ani pentru a străbate distanța de la Pământ la Alpha Centauri. După această imensă perioadă de timp, el nu se va afla în apropiere de Alpha Centauri, nu de alta, dar nu se îndreaptă în direcția acesteia. Să nu uităm că nava Pionier 10 nu a fost lansată în direcția unei stele. Ea a fost orientată spre Jupiter, în așa fel încât să ne ofere cât mai multe informații în legătură cu această planetă, iar direcția în care se îndreaptă după aceea, atunci când părăsește sistemul solar, nu mai prezintă mare importanță. Din întâmplare, Pionier 10 se găsește pe o traiectorie care nu va trece prin apropierea ipoteticului sistem planetar al vreunei stele vizibile de pe Pământ, timp de cel puțin 10 miliarde de ani. Ea ar putea să se întâlnească, din pură întâmplare, cu o lume în sine în timpul lungii ei călătorii. Șansele acestei întâlniri sunt și ele cât se poate de mici, astfel încât nimeni nu crede că Pionier 10 va ajunge vreodată să întâlnească pe reprezentanții unei specii inteligente în pofida drumului lung pe care îl are de făcut. Atunci, de ce ne-am deranjat? În primul rând, fiindcă deranjul nu a fost prea mare. În al doilea rând, mesajul ar putea să ajungă undeva și chiar dacă cei care îl vor găsi sunt prea departe de noi pentru a reacționa într-un fel sau altul, chiar dacă mesajul va fi găsit mult după ce omenirea a dispărut, el va reprezenta un semn pe care l-am făcut Universului. Am lăsat în urma noastră dovada că aici, pe această lume mică, a existat cândva o specie inteligentă care a reușit să atingă performanța lansării unui obiect în stare să părăsească sistemul nostru solar. Avem și noi mândria noastră. Ne putem mări șansele, trimițând mai multe mesaje. O placă identică a fost fixată pe nava Pionier 11, care va părăsi și ea sistemul solar, pe o traiectorie cu totul diferită de cea a navei Pionier 10. În fine, în 1977, au fost lansate sonde spațiale, pe care se găsesc numeroase fotografii, reprezentând un mare număr de aspecte ale vieții pe Pământ, împreună cu o înregistrare a nenumăratelor sunete produse pe Pământ. Recepție. Va mai trece o bună bucată de vreme până când vom fi în stare să trimitem mesaje mai complicate decât niște simple desene lansate la întâmplare. Ideea transmiterii de mesaje întâmpină chiar oarecare rezistență. Aceasta ar putea fi exprimată prin întrebarea de ce să atragem atenția asupra noastră. Să presupunem că ne facem cunoscută existența. Nu ar fi asta o adevărată invitație adresată civilizațiilor mai avansate, care nu știau de noi până acum, să se îndrepte cu toată viteza spre lumea noastră, cu
cu intenția de a o cuceri, de a ne înrobi sau de a ne anihila. Mie mi se pare că nu poate fi în niciun caz vorba de așa ceva. Am expus într-un capitol anterior motivele pentru care, după părerea mea, o civilizație mult mai avansată decât a noastră, din punct de vedere tehnologic, trebuie să fie o civilizație pașnică. Și chiar dacă nu sunt pașnice, civilizațiile sunt cu siguranță îngrădite de limitele propriului lor sistem planetar. Dacă din întâmplare ar exista o civilizație războinică care cutreieră spațiul, ea a studiat probabil toate stelele și este la curent cu existența noastră. Chiar dacă ne-a scăpat din vedere, cine știe de ce, ne-am dat de gol prin emisiunile de radio. În consecință, nu are nicio importanță dacă semnalizăm sau nu, ceea ce nu potolește însă teama irațională legată de cele mai înspăimântătoare posibilități imaginabile. Să presupunem că există civilizații extraterestre la fel de războinice și de agresive ca civilizația umană în cele mai penibile momente ale existenței ei, să presupunem că ele se pot deplasa în spațiu, că sunt în căutare de pradă proaspătă și că până acum nu ne-au găsit. Nu ar trebui să stăm cu minți și să păstrăm tăcere? Dacă acceptăm aceste argumente pur afirmative, nu ar trebui oare, de dragul liniștii noastre, să aflăm cât mai multe lucruri în legătură cu acești monștri ipotetici? Chiar dacă stăm cu minți, nu ar trebui oare să vrem să aflăm care este pericolul, cât de mare este acest pericol, care este cel mai bun mod de apărare sau dacă e imposibil să ne apărăm, cum ne-am putea ascunde mai bine? Cu alte cuvinte, dacă renunțăm la orice încercare de a emite mesaje care ar putea fi în orice caz ineficiente, nu ar trebui oare să facem toate eforturile pentru a recepționa mesaje? Dacă recepționăm un mesaj și îl descifrăm și dacă nu ne place conținutul, nu avem niciun motiv să răspundem. Am ști oare că recepționăm un semnal dacă l-am detectat? Ce trebuie să căutăm? Am putea fi optimiști, afirmând că deși nu știm cum vor suna semnalele, le vom recunoaște totuși la momentul potrivit. Descoperirea a ceea ce părea să fie o rețea de canale pe Marte a constituit o mare surpriză, dar a fost imediat interpretată ca semn al existenței unei civilizații avansate. Știm acum că dacă vom primi un semnal de la ființe vii, acesta va proveni din sistemul planetar al unei alte stele sau poate de la sonde automate sau de la lumini în sine, aflate în spațiul interstelar. E foarte probabil ca aceste semnale să ne vină de la mulți ani lumină depărtare și se naște întrebarea dacă este posibilă emisia unor semnale cu o energie atât de ridicată încât să poată fi recepționată la asemenea distanțe. Poate că nu trebuie să judecăm toate civilizațiile după a noastră. Ceea ce nouă mi se pare un nivel energetic extrem de înalt poate să fie o nimica toată pentru o civilizație superioară. Astronomul sovietic N. S. Kardashev a sugerat în 1964 o împărțire a civilizațiilor în trei niveluri de dezvoltare. Nivelul 1 este similar cu al Pământului și dispune de intensități energetice prin arderea combustibililor fosili. Nivelul 2 poate exploata întreaga energie a propriei stele, dispunând astfel de intensități energetice de 100 de bilioane de ori mai mari decât cele caracteristice nivelului 1. Nivelul 3 poate exploata în întregime energia propriei galaxii, dispunând astfel de intensități energetice de 100 de miliarde de ori mai mari decât cele specifice nivelului 2. Un semnal emis de o civilizație aparținând nivelului 2 ar putea avea o încărcătură energetică suficientă pentru a fi detectat în orice regiune a galaxiei în care a fost trimis. Un semnal provenit de la o civilizație aparținând nivelului 3 ar putea avea o asemenea încărcătură energetică încât să fie detectabil oriunde în univers. Am putea contesta imediat aceste afirmații, susținând că tot nu recepționăm niciun fel de semnale. Poate însă că nu ascultăm cu destulă atenție. Chiar dacă ni s-ar impune să ascultăm astfel de semnale, le-am recunoaște noi ca atare? Astronomul Martin Schmidt, născut în 1929, a descoperit în anul 1963 quasarii, obiecte foarte îndepărtate, cu o strălucire extraordinară, care prezintă însă unele variațiuni neregulate ale luminozității. În 1968, astronomul britanic Anthony Hirsch, născut în 1924, a anunțat descoperirea pulsarilor care emit pulsuri foarte regulate de radiație, la intervale foarte scurte, dar care se măresc treptat și foarte lent.
Din 1971, unele fluxuri dure de raze X, a căror intensitate prezintă variații neuniforme, au fost legate de existența găurilor negre. Să fie oare aceste obiecte farurile emițătoare de semnale ale unor civilizații aparținând nivelurilor 2 și 3? E drept că variațiile de intensitate par total neregulate în cazul quasarilor și găurilor negre și extrem de regulate în cazul pulsarilor, fără a părea să conțină în niciunul dintre cazuri genul de informații pe care l-am putea considera ca având o origine inteligentă. Nu ar putea însă această apreciere să provină doar din incapacitatea noastră de înțelegere? Poate că da. Numai că din punctul de vedere extrem de conservator al acestei cărți, este un poate cu o probabilitate extrem de redusă. Tot ce putem spune pe moment este că nu există niciun fenomen la scară mare în întreg universul care să implice energii de o intensitate caracteristică stelelor și galaxiilor și care să dovedească cât de cât un conținut de informație inteligentă. Până când nu vom avea o asemenea dovadă, nu putem lua o hotărâre. Un semnal poate să nu fie un apel conștient, ci un simplu însoțitor involuntar al activităților unei civilizații. Ne luminăm orașele și șoselele de nevoie pentru a asigura condiții optime ființelor umane și ne trezim că am lansat un semnal destinat oricărei civilizații extraterestre care se găsește destul de aproape și este destul de atentă pentru a-l putea observa. Dacă pe Marte ar fi existat într-adevăr canale, ele ar fi aprovizionat civilizația marțiană cu apa atât de necesară irigațiilor și doar atât. Pentru noi, existența lor ar fi constituit un semnal. La fel, o civilizație mai avansată ar putea comite cine știe ce acțiuni spectaculoase care s-ar face simțite la distanțe interstelare. Freeman G. Dyson susține că în cazul în care oamenii ar începe să exploreze și să exploateze spațiul cosmic, ei ar putea dori să se înmulțească până la limita numărului total, care poate fi alimentat cu energie solară. În prezent, Pământul reține doar o cantitate infimă din lumina solară și aproape toată energia radiantă a Soarelui trece pe lângă corpurile reci din sistemul solar și se scurge în spațiu. Oamenii ar putea reuși, în cele din urmă, să dezmembreze diversele corpuri cerești din sistemul solar exterior pentru a construi un grup de lumi în sine pe care să-l aranjeze sub forma unei imense sfere în jurul Soarelui, sferă a cărei rază ar fi egală cu distanța dintre Soare și centura de asteroizi. Întreaga energie a Soarelui ar fi absorbită și utilizată de lumile în sine. Bineînțeles că energia ar fi din nou radiată în spațiu, de fața întunecată a fiecărei lumi în sine, însă numai sub forma radiației infraroșii. Privită de pe o altă stea, radiația solară ar părea că suferă o schimbare, de unde o bună parte a acestei radiații era emisă în domeniul luminii vizibile, acum ea a ajuns aproape în întregime, în domeniul infraroșu. Schimbarea ar putea dura mai mult de două secole, o clipă doar, dacă judecăm astronomic. Dacă am vedea de pe Pământ că o stea, care până atunci a strălucit constant, începe să-și piardă strălucirea și se stinge după o vreme, putem fi aproape siguri că am urmărit activitatea unor ființe inteligente. Se poate, numai că până acum nu am văzut încă așa ceva. Putem ajunge la următoarele concluzii. Întâi, suntem total incapabili să recepționăm semnale și ar fi cazul să nu ne mai deranjăm să o facem. 2. Nu sunt emise niciun fel de semnale și nu e cazul să ne mai deranjăm. 3. Sunt emise semnale, dar conținutul lor în energie nu este chiar atât de spectaculos, nu de alta, dar nici civilizațiile care le emit nu sunt chiar atât de spectaculoase, ceea ce înseamnă că detectarea acestor semnale ne va cere un efort considerabil. Nu putem accepta nici prima, nici a doua concluzie, dacă nu o luăm în serios pe cea de-a treia. Să ne ocupăm, deci, de semnalele cu un conținut scăzut de energie, destul de ridicat însă, pentru a putea fi detectate și să vedem ce hram poartă. Ele ar trebui să consiste într-un fenomen care poate să traverseze spații extrem de vaste și să aparțină uneia din următoarele trei categorii. 1. Obiecte mari, precum plăci gravate, sonde automate și lumi în sine. 2. Particule subatomice cu masă. 3. Particule subatomice fără masă. Obiectele mari pot fi ignorate. Ele se mișcă încet și sunt extrem de ineficiente ca purtătoare de informație. Particulele subatomice cu masă pot fi împărțite în două subclase
cele fără sarcină electrică și cele cu sarcină electrică. Particulele subatomice cu masă, dar fără sarcină electrică, se deplasează în general destul de lent, motiv pentru care le putem elimina din discuție ca nepractice. Particulele subatomice care au și masă și sarcină electrică se pot deplasa rapid, întrucât ele sunt accelerate de câmpurile electromagnetice legate de stele și de galaxii în general. De aceea, traversând spațiile interstelare și intergalactice, ele ajung la viteze foarte apropiate de viteza luminii, având în consecință energie enorme. Asemenea, particule subatomice există oriunde, ele bombardează constant Pământul de o veșnicie. Le numim raze cosmice. Apare o problemă și anume, simplul fapt al accelerării acestor particule de către câmpurile electromagnetice înseamnă că ele suferă o atracție sau o respingere, ceea ce le face să-și curbeze traiectoriile. Cu cât particulele câștigă energie, curbarea traiectoriilor este din ce în ce mai modestă, dar pe distanțe foarte mari, chiar și cea mai modestă curbare devine importantă. Mai mult, un fascicul de particule se dispersează treptat, fiindcă cele cu energii mai înalte sunt deviate mai puțin decât cele cu energii mai scăzute. Particulele din radiația cosmică ne bombardează din toate părțile, dar nu putem deduce din direcția lor de sosire care a fost punctul lor de plecare, fiindcă ne derutează întâlnirile lor anterioare cu diverse câmpuri electromagnetice. Nu putem ști dacă un grup de particule care sosește la un loc, în mănunchi, arăta tot așa la plecare. Un semnal util trebuie să vină spre noi, în linie dreaptă, și să nu fie dispersat sau distorsionat, ceea ce elimină din competiție toate particulele subatomice cu masă. Ne-au mai rămas doar particulele subatomice fără masă, dintre care cunoaștem doar trei categorii, neutrino, gravitonii și fotonii. Neavând masă, toate aceste particule se deplasează cu viteza luminii. Nu există mesageri mai rapizi. Iată un punct în favoarea lor. O particulă fără masă nu poate avea sarcină electrică, deci nu poate fi afectată de câmpurile electromagnetice. Particulele fără masă pot fi afectate de câmpurile gravitaționale, dar asta numai în regiunile unde asemenea câmpuri au o intensitate extremă. Nici măcar într-un astfel de câmp, particulele fără masă nu ar fi dispersate. Toate și-ar curba traiectoria la unison. Întrucât intensitatea câmpului gravitațional din spațiu este practic neglijabilă în orice punct, toate particulele fără masă ar ajunge la noi în linie dreaptă, aproximativ, nedispersate și nedistorsionate, chiar dacă vin de la miliarde de ani lumină depărtare. Iată un al doilea punct în favoarea lor. Recepția particulelor neutrino este extrem de dificilă, întrucât interacțiunea lor cu materia este minimă. Un flux de neutrino poate trece printr-un strat de plumb gros de câțiva ani lumină, fără a pierde mai mult de câteva particule prin absorpție. O cantitate foarte mică poate fi totuși absorbită, chiar în fragmente relativ mici de materie, și s-ar produce destul de mulți neutrino, pentru ca acea parte foarte mică, cea care a fost absorbită, să poarte un mesaj. Numai că, de obicei, neutrino sunt produși în reacțiile nucleare din interiorul stelelor. Într-o stea, precum Soarele, se produc neutrino în cantități uriașe. Cum o civilizație nu poate produce neutrino în cantități care să reprezinte ceva mai mult decât o fracțiune nesemnificativă a celor produși de propria ei stea, apare pericolul înnecării mesajului trimis de civilizație în fluxul imens de neutrino emis de stea. Am putea enunța o regulă generală. Mediul folosit pentru transmiterea mesajului trebuie să fie ușor de deosebit de zgomotul de fond. Nu se vorbește în șoaptă într-o cazangerie. Există o soluție. În timp ce reacțiile de fuziune ale nucleelor de hidrogen, care se desfășoară în centrul stelelor, produc neutrino, reacțiile de fisiune ale nucleelor masive, precum uraniul și toriul, produc particule înrudite, numite antineutrino. Antineutrino nu au nici ei masă și nici sarcină electrică, fiind, am putea spune, imaginea în oglindă a particulelor neutrino. Antineutrino se comportă diferit de neutrino atunci când sunt absorbiți de materie, astfel că o civilizație care ar manipula cu grijă un fascicol de antineutrino ca purtător al unui mesaj, ar reuși să se facă auzită chiar în prezența unui buhoi uriaș de neutrino. Totuși, interceptarea acestor particule este atât de dificilă,
încât nicio civilizație nu le-ar folosi pentru transmiterea mesajelor dacă ar avea la îndemână o metodă mai a cătării. Gravitonii, particulele câmpului gravitațional, nu sunt cu nimic mai buni. Gravitonii transportă o cantitate de energie atât de mică, infimă chiar, încât detectarea lor pune probleme și mai mari decât detectarea de neutrino. Pe lângă asta, ei se produc chiar mai greu decât neutrino. Pentru a produce o radiație gravitațională abia perceptibilă, cel puțin cu tehnologia pe care o avem la dispoziție, trebuie să accelerăm mase foarte mari prin rotație, revoluție, pulsație, colaps și așa mai departe, într-un ritm structurat în vederea codificării. Ne putem permite fantezii, cum ar fi imaginarea unei civilizații atât de avansate, încât face o stea gigantică să pulseze în alfabetul Morse, însă e puțin probabil că o civilizație avansată ar face asemenea nebunii dacă ar avea la îndemână metode mai sigure și mai simple. Am rămas cu ultima categorie de mijloace de comunicație, fotonii. Fotoni. Radiația electromagnetică este compusă în întregime din fotoni, aceștia având diverse încărcături energetice, de la fotonii cu energii foarte înalte, din razele gamma, cu lungimi de undă foarte scurte, până la fotonii cu energii foarte joase, din cele mai lungi unde radio. Considerând radiația o gamă, dacă energia se dublează de la un capăt la altul al gamei menționate, sau dacă se dublează lungimea de undă, atunci când privim gamma din direcția opusă, am cuprins exact o octavă. Tot spectrul radiației electromagnetice cuprinde 10 de octave, lumina vizibilă reprezentând o singură octavă, undeva pe la mijloc. Orice obiect a cărui temperatură este diferită de zero absolut, radiază fotoni cu diferite energii. La fiecare capăt al gamei radiației sunt doar foarte puțini fotoni, iar la mijloc apare un vârf, un maximum. Vârful reprezintă fotoni cu o anumită energie. Cu cât crește temperatura, cu atât vârful este situat în domeniul unor energii din ce în ce mai înalte. În cazul obiectelor foarte reci, cu temperaturi în apropiere de zero absolut, vârful radiației se găsește în zona undelor radio. Obiectele aflate la temperatura camerei, ca noi de exemplu, au vârful în domeniul infraroșu. Stelele reci au și ele vârful într-o zonă a radiației infraroșii, deși emis suficienți fotoni de lumină vizibilă care dau stelei culoarea roșie. Stelele precum soarele au vârful în regiunea luminii vizibile. Pentru stelele foarte fierbinți, vârful se găsește în domeniul ultraviolet, deși ele emit destui fotoni de lumină vizibilă pentru a avea o culoare alb-albăstruie. Cea mai mare parte a spectrului radiației electromagnetice nu poate trece prin atmosferă. Lumina vizibilă pătrunde însă prin atmosferă, astfel că majoritatea ființelor vii au organe de simț care reacționează la fotonii ei. Pe scurt, vedem. Suntem ajutați și de celelalte simțuri, dar aici pe Pământ, orice obiect situat dincolo de limitele atmosferei ne transmitea informații, până nu de mult, prin intermediul fotonilor luminii vizibile, care ajung la noi de la acel obiect. În consecință, pare normal să considerăm semnalele venite din spațiul cosmic prin prisma luminii vizibile. Vedem canelele de pe Marte, iar extratereștrii care privesc Pământul ar vedea marcajele executate de noi pe suprafața planetei sau luminile din timpul nopții. Folosirea luminii în domeniul semnalizării este mult mai eficientă decât folosirea de neutrino sau gravitoni. Lumina se produce ușor și se recepționează ușor. Ne putem imagina o civilizație care instalează o sursă de lumină extrem de puternică pe care apoi o aprinde și o stinge într-un mod care să pară evident produsul inteligenței și să poată fi recunoscut ca atare. Dacă reprezentăm fiecare licărire de lumină prin plus, am putea recepționa de nenumărate ori plus, 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 plus. Vom recunoaște imediat primii membri ai șirului numerelor prime și nu vom pune la îndoială prezența unui semnal cu o origine inteligentă. Există și dificultăți. O rază de lumină destul de intensă pentru a putea fi văzută la distanțe interstelare ar necesita un mare consum de energie
Și chiar așa, raza de lumină ar putea fi necată de lumina stelei în jurul căreia se rotește planeta emițătoare. O civilizație aflată la nivelul 2 ar putea cunoaște un mod de a face o stea să strălucească și să pălească în așa fel încât să ne dăm seama că avem de a face cu un semnal inteligent, iar o civilizație aflată la nivelul 3 ar putea face aceeași operațiune cu un întreg grup de stele. Speculație pură. Niciodată nu a fost observat un astfel de fenomen și ar fi cu siguranță inutil să folosim un asemenea semnalizator de epopee dacă ne putem descurca cu unul mai simplu. Ce-ar fi dacă raza de lumină a semnalului ar fi constituită dintr-o lumină care nu există în natură? Iată o idee care ar fi putut părea o simplă prostie înainte de 1960, numai că în acel an, fizicianul american Theodore Harold Maiman, născut în 1927, a construit laserul, care peste un an era propus ca posibil purtător de mesaje interstelare. Lumina obișnuită este incoerentă. Ea este compusă din fotoni cu energii diferite, fotoni care au și direcții diferite. O rază de lumină obișnuită se împrăștie foarte repede, chiar dacă încercăm să o focalizăm. Pentru a o menține la intensități detectabile la distanțe interstelare, e nevoie de energii aproape stelare. În cazul laserului, unii atomi sunt încărcați cu energii înalte și li se permite apoi să pierdă această energie în condiții care produc lumină coerentă, o lumină compusă din fotoni cu energii egale, care se deplasează toți în aceeași direcție. Raza laserului nu se împrăștie aproape deloc, astfel că folosind o anumită energie, ea poate rămâne destul de intensă pentru a putea fi detectată la distanțe mai mari decât o rază de lumină obișnuită. Mai mult, raza laserului poate fi ușor identificată spectroscopic, simpla ei existență fiind dovada unei origini inteligente. Există o presupunere care sună cam așa. Spectrele stelelor asemănătoare cu Soarele conțin numeroase linii întunecate care reprezintă fotonii absenți, fotoni absorbiți preferențial de anumiți atomi din atmosferele stelare. Să presupunem că o civilizație planetară emite un fascicol laser intens cu exact același nivel energetic cu una dintre liniile întunecate mai proeminente din spectrul stelei proprii. Linia întunecată ar deveni strălucitoare. Dacă am studiat spectrul stelei și am observat că din el lipsește una dintre liniile întunecate, caracteristice unui anume grup de atomi din atmosfera stelei, în timp ce toate celelalte linii întunecate, caracteristice acelui grup de atomi, rămân vizibile, am fi obligați să tragem concluzia că nivelul de energie absent a fost înlocuit prin mijloace artificiale. Asta ar însemna că ne aflăm în prezența unei civilizații. Niciun asemenea fenomen nu a fost observat. Mai înainte însă de a ne lăsa pradă disperării, să vedem dacă nu există cumva moduri și mai simple de semnalizare. La urma urmei, nu putem avea pretenția absurdă a folosirii unui mod complicat de semnalizare atunci când există unul mai simplu. Orice civilizație avansată va prefera metodele mai simple. Microunde. Radiația electromagnetică, situată în afara zonei luminii vizibile, a fost descoperită la începutul secolului al XIX-lea. William Herschel a descoperit în 1800 regiunea infraroșie a luminii solare, observând modul în care este afectat un termometru plasat dincolo de regiunea roșie a luminii vizibile. Fizicianul german Johann Wilhelm Ritter, 1776-1810, a descoperit în anul 1801 regiunea ultravioletă a luminii solare, observând modul în care se produc reacțiile chimice în zona de dincolo de violet a regiunii luminii vizibile. Aceste descoperiri nu au influențat prea mult astronomia epocii. Cea mai mare parte a radiațiilor ultraviolete și infraroșii nu pătrunde în atmosferă, doar mici cantități de radiație ajung la noi de la Soare și de la stele. Începând din 1864, Maxwell, unul dintre autorii teoriei cinetice a gazelor, a pus la punct teoria electromagnetismului. Astfel a fost identificată, pentru prima oară, lumina ca radiație electromagnetică
și a fost prevăzută existența multor octave de radiație de fiecare parte a regiunii luminii vizibile. Fizicianul german Heinrich Rudolf Hertz, 1857-1894, a detectat în anul 1888 o radiație cu lungimi de undă de 1.000.000 de ori mai mari decât ale luminii și cu niveluri energetice care erau tocmai de aceea de 1.000.000 de ori mai scăzute. Această nouă radiație a primit numele de unde radio. Undele radio, datorită conținutului scăzut de energie, s-au dovedit a fi ușor de produs și, în pofida conținutului scăzut de energie, ușor de recepționat. Undele radio pot pătrunde prin tot felul de obiecte materiale care sunt opace la lumină. Undele radio pot ricoșa din straturile de particule încărcate, aflate în partea superioară a atmosferei, spre deosebire de lumină, astfel încât ele pot urmări curbura suprafeței Pământului. Undele radio pot fi produse într-un mod coerent, fără mari probleme, încât un fascicol concentrat poate parcurge distanțe foarte mari și poate fi modulat cu ușurință pentru a transmite mesaje. Din toate aceste motive, undele radio par a fi ideale pentru comunicațiile la distanțe mari, eliberându-ne și de povara cablurilor de care avea nevoie telegrafia. Prima aplicație practică în acest domeniu a undelor radio a fost realizată de inginerul italian Guglielmo Marconi, 1874-1937. El a transmis în anul 1901 un semnal radio peste Atlantic, performanță considerată drept inventarea radiofoniei. De atunci, mereu îmbunătățit, radioul a devenit un mijloc de comunicație din ce în ce mai important. Din ce în ce mai multă lume era convinsă că o civilizație tehnologică va folosi comunicațiile prin radio, preferându-le oricărui alt mod de comunicație. De aceea, atunci când planeta Marte s-a apropiat foarte mult de Pământ, în anul 1924, s-au făcut încercări de recepție a semnalelor de radio, aparținând presupusei civilizații, care a construit rețeaua de canale. Nu s-a recepționat nimic. Într-un fel, nu era o mare surpriză. Straturile de atomi cu sarcini electrice din partea superioară a atmosferei, care reflectă undele radio emise de pe Pământ și le mențin în apropierea suprafeței terestre, în loc să le dea voie să plece în spațiu, ar reflecta la fel de bine undele radio venite din spațiu și nu le-ar permite să ajungă pe suprafața Pământului. Carl Gute Jansky, 1905-1950, un inginer care lucra la compania de telefoane Bell, a detectat în anul 1931 un semnal ciudat în timp ce încerca să afle care este sursa zgomotului de fond care împiedica dezvoltarea tehnicii radiotelefoniei. Semnalul venea din cer. Era prima indicație a existenței unor unde radio foarte scurte, întinse pe o mare gamă de frecvențe, numite microunde, care pot pătrunde cu ușurință prin atmosfera terestră. Avem deci de-a face cu două tipuri de radiație electromagnetică ce ne vine din cer, o bandă îngustă de lumină vizibilă și o bandă largă de microunde. În luna decembrie 1932 s-a dovedit că Jansky recepționase unde radio venite din zona centrului galactic, știre care a fost publicată pe pagina 1 a ziarului New York Times. Unii astronomi, precum Jess Leonard Grenstein, născut în 1909, și Fred Lawrence Whipple, născut în 1906, au apreciat de îndată posibilitățile deschise de această descoperire, dar nimeni nu i-a găsit o aplicație practică imediată. Nu existau pe atunci instrumente destul de perfecționate pentru a se putea detecta o asemenea radiație. S-a găsit însă un inginer, Grote Reber, născut în 1911, care a luat-o în serios. El a construit o instalație care să detecteze undele radio venite din ceruri, un radiotelescop, și a început să studieze în 1938, folosind drept observator o magazie, regiuni din ce în ce mai mari ale cerului, pentru a măsura intensitatea emisiei radio a diferitelor zone. Perfecționarea radarului, legată de al doilea război mondial, a schimbat totul. Radarul folosește microundele, astfel că tehnologia microundelor a avansat foarte rapid, iar după război, radioastronomia a devenit simbolul unei noi revoluții în știință, la fel de importantă cum fusese în urmă cu 3 secole și jumătate, marea invenție a lui Galilei, telescopul optic.
În doar câteva decenii au fost construite radiotelescoape a căror sensibilitate la microunde depășește cu mult performanțele telescoapelor optice în domeniul detectării luminii. Sursele de microunde pot fi detectate la distanțe mult mai mari decât cele la care putem observa lumina sau alte radiații cu energii echivalente acesteia. Putem detecta microunde provenite de la orice stea din galaxie, chiar dacă microundele pe care le recepționăm nu au fost emise cu energii mai mari decât cele de care dispunem noi în prezent. Sursele de microunde pot fi localizate cu mare precizie, iar diferitele varietăți de microunde pot fi diferențiate cu ușurință. Microundele nu sunt mascate de zgomotul de fond. În general, în cele mai multe regiuni ale cerului, radiația de microunde nu are intensitatea radiației luminoase și chiar în zonele cu o abundență de microunde, s-ar putea ca o civilizație să emită cu ușurință un semnal pe o anumită lungime de undă, care să fie mult mai puternic decât zgomotul de fond pe acea lungime de undă. Ideea este următoarea. Dacă o civilizație are intenția să transmită mesaje, ea va ajunge cu siguranță la concluzia că microundele reprezintă un mijloc natural mai bun și mai ieftin de transmitere a acestor mesaje decât lumina sau decât orice altceva. Se pare că am găsit un răspuns. Pentru a emite sau recepționa mesaje la distanțe interstelare, trebuie să folosim microundele. Dar la ce nivel de energie sau pe ce lungime de undă trebuie să așteptăm sosirea mesajului? Receptoarele pot fi acordate doar pe o anumită lungime de undă, iar dacă mesajul sosește pe altă lungime de undă, îl vom rata. Pe de altă parte, tentativa de a asculta pe toate lungimile de undă posibile ar mări și dificultățile și costul recepției. Cum am putea însă să știm ce e în mintea extratereștrilor? Cum am putea ghici pe ce lungime de undă sunt ei dispuși să transmită? Neavând condiții de efectuare a observațiilor astronomice, în timpul celui de-al doilea război mondial, astronomul olandez Christoffel van der Hulst, născut în 1918, a efectuat calcule care par să arate că atomii reci de hidrogen suferă uneori o modificare a configurației care rezultă în emisia unui foton de microunde cu o lungime de undă de 21 de centimetri. Fiecare atom de hidrogen suferă destul de rar această modificare, dar ținând seama de numărul total al atomilor de hidrogen din spațiu, foarte mulți suferă această schimbare în fiecare clipă, astfel că dacă Van der Hulst a efectuat calculele în mod corect, microundele produse de atomii de hidrogen trebuiau să fie detectabile. Fizicianul american Edward Mills Purcell, născut în 1912, le-a și detectat în anul 1951. În spațiul interstelar, atomii de hidrogen predomină, iar lungimea de undă de 21 de centimetri constituie o radiație universală care poate fi recepționată oriunde. Orice civilizație care a ajuns la nivelul nostru de dezvoltare va avea și radioastronomi și putem fi siguri că aceștia vor avea instrumente capabile să recepționeze lungimea de undă de 21 de centimetri, chiar dacă nu ar fi dispuși să-și bată capul cu altceva. Pare neîndoielnic că ei ar emite mesaje pe o lungime de undă pe care o pot și recepționa, despre care sunt siguri că reprezintă un punct comun de acord radio pentru toate celelalte civilizații. Așa s-a ajuns la ideea fizicienilor Philip Morrison și Giuseppe Cocconi de a căuta semnale extraterestre în banda de 21 de centimetri lungime de undă. Numai că această lungime de undă ne pune o problemă. În regiunea ei, radiația de fond este cea mai intensă și probabil cea mai capabilă de mascarea mesajelor, mai cu seamă în regiunea Căii Lactee. Se pare deci că ar mai trebui să căutăm și prin altă parte, poate pe la 42 de centimetri sau pe la 10,5 centimetri, nu de alta, dar dublarea sau înjumătățirea lungimii de undă de 21 de centimetri este cel mai simplu mod de a o folosi ca baza a mesajului, fără a o folosi însă ca atare. A mai fost sugerată utilizarea hidroxilului, o combinație de doi atomi, unul de hidrogen și unul de oxigen, care pe lângă hidrogenul însuși reprezintă cel mai răspândit emițător de microunde din spațiul interstelar. Emisia sa de microunde are o lungime de undă de 17 cm. Întrucât hidrogenul și hidroxilul alcătuiesc la un loc apa,
Zona de microunde, cuprinsă între 17 și 21 cm lungime de undă, este uneori numită adăpătoarea. E un nume foarte potrivit, fiindcă sperăm că diferitele civilizații vor emite și vor recepționa mesaje în această regiune, tot așa cum diferitele specii de animale vin să bea apă la adăpătorile reale de pe pământ. Prima încercare serioasă de a asculta pe lungimea de undă de 21 de centimetri, în speranța detectării unor mesaje ale civilizațiilor extraterestre, a fost făcută în anul 1960. Ea s-a desfășurat în Statele Unite sub conducerea lui Frank Drake, care a numit-o proiectul OSMA. Poate că vă amintiți că OSMA este prințesa din Oz, țara îndepărtată din cer, țara din binecunoscuta poveste a copilăriei noastre. La urma urmei, astronomii căutau să-și dovedească și lor existența unor țări pe cer, țări aflate și mai departe decât țara Oz. Ascultarea a început la ora 4 dimineața, în ziua de 8 aprilie 1960, fără niciun fel de publicitate, deoarece astronomii se temeau să nu fie ridiculizați. Operațiunea a continuat timp de 150 de ore, până în luna iulie, iar apoi proiectul a fost declarat încheiat. Se asculta în așteptarea unui semnal, emis într-o bandă foarte îngustă, de lungime de undă, semnal care să aibă variațiuni nici perfect ordonate, nici total întâmplătoare. Nu a fost detectat niciun astfel de semnal. După proiectul OSMA, s-au mai făcut câteva asemenea încercări în Statele Unite, în Canada și în Uniunea Sovietică. Nu au fost consemnate rezultate pozitive, dar trebuie să recunoaștem că toate căutările au fost scurte și superficiale, cel puțin până acum. Astronomii mai speră încă în posibilitatea unor descoperiri accidentale. Când au fost descoperiți pulsarii, stele foarte mici, foarte dense, cu o rotație foarte rapidă, rămășițe ale colapsului care urmează unei explozii de supernovă, în 1967, succesiunea surprinzător de regulată a pulsurilor de microunde emise de aceștia, i-a făcut pe astronomi să creadă, pentru scurtă vreme, că recepționează mesaje cu o origine inteligentă. Ei s-au referit la acest fenomen sub prescurtarea MOV. Micii omuleți verzi. Pulsurile s-au dovedit destul de repede mult prea regulate pentru a putea conține un mesaj, așa că s-au găsit explicații ceva mai puțin dramatice. Dacă vrem să continuăm cu speranțe de succes, căutarea mesajelor civilizațiilor extraterestre, e neapărat nevoie să acordăm acestei căutări mai mult timp decât i s-a acordat în cadrul proiectului OSMA. Trebuie să studiem mai multe stele, trebuie să folosim un echipament mai complicat. Pe scurt, avem nevoie de un proiect mult mai costisitor. Unde? În 1971, un grup de cercetători de la NASA, condus de Bernard Oliver, a lansat o idee care avea să devină cunoscută sub numele de proiectul Ciclop. Era vorba de o mare rețea de radiotelescoape, fiecare cu un diametru de 100 de metri, fiecare acordat pentru recepția microundelor din regiunea adăpătoarei. Rețeaua ar trebui să fie compusă din 1026 de astfel de radiotelescoape manevrate la unison de un sistem computerizat. Întreaga rețea ar fi echivalentă cu un singur radiotelescop cu un diametru de 10 km. O asemenea rețea ar putea detecta un semnal extrem de slab, ca de pildă emisia de microunde a Pământului, de la o distanță de 100 de ani lumină. Un semnal emis în mod deliberat de altă civilizație ar putea fi detectat chiar de la o distanță de cel puțin 1000 de ani lumină. Suprafața Pământului nu reprezintă însă cel mai bun loc de construcție pentru o asemenea rețea de radiotelescoape. Dacă am putea o construi în spațiul cosmic sau măcar pe fața nevăzută a Lunii, rețeaua ar putea fi protejată de zgomotul de fond al microundelor Pământului. Proiectul Ciclop nu va fi nici ușor de realizat, nici prea ieftin. Costul estimativ al construcției, întreținerii și utilizării rețelei s-a situat între 10 și 50 de miliarde de dolari, chiar dacă ținem seama de computerizarea totală a instalației, ceea ce ar micșora cuantumul salariilor destinate operatorilor umani. Orice simplificare a căutării, orice ar face mai rapidă, ne-ar ajuta foarte mult. Sunt locuri pe cer care ar trebui explorate înaintea altora, locuri care ar putea reprezenta surse mai probabile de emisia mesajelor. Unde vor fi aceste locuri? Ar trebui să cercetăm în primul rând zona din vecinătatea unei stele în care ar putea exista o civilizație planetară
cu surse abundente de energie la dispoziție. Poate că și lumine în sine, sau sondele automate, aflate mai aproape de noi decât orice stea, ne trimis semnale, dar nu putem ști nicicum pe unde se găsesc ele, ceea ce înseamnă că nu avem la dispoziție o țintă în direcția căreia să ne îndreptăm antenele. N-ar fi rău să căutăm semnale provenind de la o stea apropiată și nu de la una îndepărtată, nu de alta, dar fascicolul de microunde va fi cu atât mai intens și mai ușor de detectat cu cât e mai aproape sistemul planetar din care a fost emis. Ar trebui să ne stabilim ca obiectiv o stea, precum Soarele, în jurul căreia ar putea exista planete locuibile. Primele cercetări ar trebui să se orienteze spre stelele izolate, fiindcă deși stelele binare ar putea poseda planete locuibile în jurul lor, șansele par a fi mai mari în cazul stelelor izolate. Întâmplător, nu există decât 7 stele izolate, asemănătoare cu Soarele, pe o rază de vreo 20 de ani lumină depărtare de noi, ele fiind Steaua Epsilon Eridani, distanța în an lumină 10,8, masa solară egal 1, masa 0,80, Tau Ceti, distanța în an lumină 12,2, masa solară egal 1, 0,82, Sigma Draconis, distanța în an lumină 18,2, masa 0,82, Delta Pavonis 19,2, masa 0,98, 82 Eridani, distanța în an lumină 20,9, masa 0,91, Beta Hydri, distanța în an lumină 21,3, masa 1,23, Zeta Tucane 23,3, distanța în an lumină, masa 0,90. Niciuna dintre aceste stele nu are un nume celebru. Celebritățile stelare sunt de obicei foarte strălucitoare, prea mari și cu vieți prea scurte pentru a se potrivi cu civilizațiile. Stelele vizibile, cu ochiul liber, chiar dacă nu sunt foarte strălucitoare, poartă numele constelației lor. De regulă, ele sunt clasificate în ordinea strălucirii sau după poziție, folosindu-se litere grecești, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta și așa mai departe, sau cifre arabe. Stelele din tabelul de mai sus se află în constelațiile Fluviul, Balena, Dragonul, Păunul, Șarpele de apă și Tucanul. Tucanul, pasăre tropicală din America de Sud. Dintre cele 7 stele menționate în tabel, 3, Delta Pavonis, Beta Hydri și Zeta Tucane, sunt situate destul de departe spre sud, pentru a fi invizibile în emisfera nordică, mult mai bogată atât în observatoare, cât și în astronomi. Altă stea, 82 Eridani, este vizibilă, dar se află prea des, aproape de orizont. Putem alege 3 ținte acceptabile, Epsilon Eridani, Tau Ceti și Sigma Draconis. La sugestia astronomului Otto Struve, proiectul OSMA s-a orientat asupra stelelor Epsilon Eridani și Tau Ceti. Cu toate că aceste 7 stele, mai cu seamă cele 3, vizibile din emisfera nordică, reprezintă ținte ideale pentru prima etapă a cercetării, nu e cazul să renunțăm dacă rezultatele vor fi negative. Existența a 7 ținte adecvate pe o rază de 23 de ani lumină înseamnă că putem găsi cel puțin 500.000 de astfel de ținte pe raza de 1000 de ani lumină accesibilă rețelei de radiotelescoape din proiectul Ciclop. Ar fi ideal să le ascultăm pe toate. Înainte de a renunța la orice speranță, ar trebui să studiem tot cerul, mânați de ideea posibilității existenței unor civilizații extraterestre în apropierea unor stele mai ciudate sau doar de dragul tentativei de a recepționa semnale provenite de la sonde sau de la lumi în sine, care s-ar afla destul de aproape de noi, fără ca noi să știm. Ar fi cazul să studiem chiar și benzile de frecvență care nu fac parte din zona adăpătoarei. Nu se știe niciodată. De ce? Și totuși, trebuie să ne întrebăm, de ce trebuie omenirea să caute semnale provenite de la civilizațiile extraterestre? De ce să cheltuim zeci de miliarde de dolari când știm prea bine că s-ar putea să nu găsim nimic? La urma urmei, ce-ar fi dacă, în pofida raționamentelor prezentate în această carte, nu există civilizații extraterestre? Sau poate că există, dar dacă nu sunt suficient de aproape de noi pentru a le putea detecta semnalele? Sau poate că există, dar nu emis semnale?
Sau poate că există și emis semnale într-un mod care ne scapă cu totul. Sau poate că nu ne scapă, dar nu vom reuși să înțelegem semnalele pe care le vom recepționa. Toate acestea sunt posibile, așa că vom pune răul înainte și vom presupune că, în ciuda eforturilor noastre, nu vom recepționa niciodată niciun semnal inteligibil. În acest caz, am risipit oare banii? Poate că nu. Să presupunem că atât construcția proiectului Ciclop, cât și explorarea cerului, ar dura 20 de ani și ar costa 100 de miliarde de dolari. Aceasta înseamnă 5 miliarde de dolari pe an, într-o lume care cheltuiește 400 de miliarde de dolari pe an doar pentru înarmare. Banii cheltuiți pentru înarmare nu fac altceva decât să sporească ura și furia, să mărească șansa anihilării reciproce a națiunilor terestre, poate a întregii omeniri, pe când căutarea inteligențelor extraterestre ne-ar putea uni. Simpla idee a existenței unor civilizații mult mai avansate decât a noastră, ideea unei galaxii pline de asemenea civilizații, ne arată cât de meschine sunt conflictele noastre, cât de rușinos este refuzul nostru de a coopera. Și chiar dacă eșecul acestei căutări ne va face să ne dăm seama că reprezentăm în cele din urmă singura civilizație din galaxie, nu ar trebui asta să ne facă să înțelegem cât de prețioasă este lumea noastră și noi înșine să ne facă să înțelegem că nu merită să riscăm totul în certuri copilărești? Ar fi oare o risipă dacă nu ne-am alege cu nimic? În primul rând, simpla tentativă de realizare a proiectului Ciclop ne va face să învățăm o mulțime de lucruri despre radioastronomie și va îmbunătăți apreciabil tehnologia aferentă chiar înainte de prima observație efectuată. În al doilea rând, e nevoie de multă experiență, de multă delicatețe, de multă perseverență, de multă putere pentru a cerceta cerul. Ar fi imposibil să nu descoperim o mulțime de lucruri noi legate de univers care să nu aibă nimic de a face cu civilizațiile avansate. Chiar dacă nu vom reuși să detectăm semnalele altor civilizații, nu ne vom întoarce cu mâna goală. Nu știm ce descoperiri vom face, nu știm ce vom afla, nu știm cât de utile ne vor fi aceste descoperiri, dar omenirea, în momentele ei cele mai bune, a pus și pune mare preț pe cunoaștere. Capacitatea de a aprecia cunoașterea doar de dragul cunoașterii ar putea reprezenta una din deosebirile dintre o specie inteligentă și una mai puțin inteligentă, dintre o cultură în plină floare și o cultură intrată în decadență. Nu trebuie să ne temem de transformarea cunoașterii într-un scop în sine. Cunoașterea, inteligent folosită, a ajutat omenirea în trecut. Să sperăm că va continua să o ajute și în viitor. Să presupunem însă că vom găsi un semnal oarecare și vom ajunge la concluzia că este un semnal aparținând unei inteligențe. La ce ne va folosi asta? Poate că nu va fi un semnal destinat nouă. Nimeni nu vrea să ne atragă atenția sau să ne spună ceva. Ar putea fi un simplu accident tehnologic, un efect al activității cotidiene, identic cu sfera de microunde pe care Pământul a lansat-o în spațiu, în toate direcțiile. Simpla recunoaștere a unui semnal ca reprezentare a unei civilizații îndepărtate, fie ea și inaccesibilă, o civilizație de la care nu putem afla nimic, ar fi de ajuns. Gândiți-vă la semnificația psihologică a evenimentului. Înseamnă că undeva există o civilizație care, judecând după intensitatea semnalelor sale, este mult mai avansată decât a noastră. Am fi încurajați de faptul că măcar un singur grup de ființe inteligente a ajuns la nivelul nostru de tehnologie și a reușit nu numai să evite autodistrugerea, ci să supraviețuiască și să progreseze. Dacă ei au reușit, de ce nu am reușit și noi? Acest gând, care ne-ar ajuta să nu ne pierdem curajul, în timp ce încercăm să rezolvăm imensele probleme care ne stau în față, ne-ar putea ajuta să găsim și noi soluții. Ar putea fi impulsul crucial care să modifice orientarea noastră dinspre distrugere spre supraviețuire. Ar fi imposibil să nu obținem și alte informații în afară de simpla existență a semnalului. Chiar dacă semnalul nu conține un mesaj inteligent sau cel puțin un mesaj pe care să-l înțelegem, caracteristicile sale ne-ar putea spune cât de repede se mișcă planeta emițătoare în jurul stelei sale și în jurul propriei axe, împreună cu multe alte detalii fizice care i-ar fascina pe astronomi, fiindu-le și de mare folos. Poate că vom recunoaște prezența unor informații utile în mesaj, fără să fim în stare să le înțelegem sensul. Ar fi mesajul inutil? Bineînțeles că nu.
El ar reprezenta o adevărată provocare adresată inteligenței noastre, un joc fascinant în sine. Fără a trage concluzii în privința unor elemente specifice ale informațiilor, am putea ajunge la generalizări interesante în privința psihologiei extratereștrilor. Și asta înseamnă cunoaștere. Până și cea mai modestă descifrare a unui fragment de cod ne-ar putea interesa. Să presupunem, de dragul discuției, că deducem din mesaj o aluzie la cine știe ce relație matematică care ne-ar deschide o nouă cale spre un domeniu al fizicii, ar putea fi vorba chiar de ceva foarte simplu. Să nu uităm că progresul științei nu se desfășoară în vid. O idee nouă va stimula apariția altor idei și va mări în cele din urmă ritmul progresului cunoașterii științifice. Dacă vom reuși să descifrăm în întregime mesajul, vom putea să înțelegem și ce fel de civilizație l-a emis, una pașnică sau nu. Dacă avem de-a face cu o civilizație războinică și periculoasă, ceea ce, după părerea mea, este foarte puțin probabil, cunoștințele câștigate ne vor convinge să păstrăm tăcerea, să nu răspundem, să învățăm să ne ascundem prezența în spațiu, să evităm orice ne-ar trăda existența în acest colț al Universului. Poate că din cele aflate am reușit să învățăm cum să ne apărăm mai eficient în cazul unui contact dezagreabil. Dacă credem însă că emițătorii mesajului aparțin unei civilizații pașnice și benigne sau unei civilizații care nu poate ajunge la noi, indiferent căreia dintre categorii i-ar aparține, ne-am putea hotărâ să răspundem folosind codul pe care abia l-am descifrat. Acea civilizație s-ar putea găsi destul de departe de noi pentru ca, datorită limitei impuse de viteza expansiunea, să atingem un nou nivel al cunoașterii. Să luptăm pentru a cuceri un univers care ne așteaptă, singuri, dacă trebuie, sau împreună cu alții, dacă ei există. Ați ascultat? Civilizații extraterestre, de Isaac Asimov.